stres. loial și pierdut. Nu știu dacă se vede neapărat. Ai văzut cum am făcut? Am Da, pus. nu are Așa. treabă. Merge, n-are treabă, că se vede la un pic roșu pe fundal, n-are stres. Băi, ce s-a întâmplat aici? Mai ia să vedem cine e eliminat. E eliminat, e QD, parcă totul e ok. Dar n-apar puncte, kill-uri dacă a fost eliminat. În fine, hai că vedem noi. A, stai că e și Royalu. Vedeți că și Royalu e echipă bunicică. Vedeți că și Royalu e echipă bună. Și veche. Și veche. Royal for Romanian boys, what is going on here? Și un om. Ceva nu acolo pe Gata, ecran băieți. Oricare, pe unde sunteți, pe unde umblați, nu uitați să rupeți butonul ăla de like, tap, tap și orice altceva. Imediat îmi scot, că iar sunt prost și am uitat. Mamă, dar dacă închid asta... dar deja rămân doi jucători. Trebuie să-mi scot... Vorbim cu Denis, sunt deja pe lobby. Stai așa. Fac o schemă acum. Da. Nu m-aș fi așteptat, sincer, de Big Baby să pierdă doi oameni pe sacme. De ce nu mergem? Joacă de foarte, Așa. foarte, foarte puțin. Bun. Dau ăsta aici un pic. Să-mi scot chat-ul, mă, și a trebuit să mai dau drumul la un de ăla, că n-am chat-ul de pe... Cred că chiar prima echipă eliminată complet, dacă Da. nu mă înșel. Îmi cer scuze, băieți, de Da, întârziere și de problemele pe care le-am întâmpinat un dar pic așa poate pe... și Pă, bam, 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 pe bam. program. Chat. Pop. Out. Tu. Hop, aici. O altă echipă. Ăsta Fifth aici. Generation. Chatul ăsta. Nu, Fifth Generation. Aici. Și Da, chatul ăsta nu aici. jucători. Gata, frate, și în momentul de față Ok. am totul. Ia, vezi, se vede bine pe YouTube. Am văzut și eu inițial. Let's go tuturor! Nu, felicitări. Mult succes! Tuturor echipelor, Baby, Royal, 5TH, a doua echipă, Savage, 4RB, Codex, Foarte, foarte multe, multe, multe echipe. Bine pa, bro, Rose Squad, cred că e a doua echipă și de la Rose, RS, 4NFX, Deja mai sunt cred că vreo QD sau ceva de genul, Gods, Dope și DP. Asta se Succes pierde. tuturor! Ce? Da, a pornit, dar notificare n-am pornit. Și orice este Aia, și posibil. ceas bulangii ei. Da, evident, evident, evident. Chiar aș vrea să văd cum se termină zona, dacă se termină pe munte acolo la campal, A cum se primit termină, că careva notificare, deja pă? două echipe s-apropie acolo foarte tare Nu știu. de ruine. Posibil să vedem Gata, mă. dacă Let's go, mai tuturor. Păcat că nu s-au dat notificări. Păcat că nu s-au dat notificări de la YouTube. Hai să vedem ce se întâmplă. momentul de față oricum avem trei Uite, ia, știi ce a primit? afara zonei, dacă nu mă înșel. Raluca 9. Deci... Oricum, care unde sunteți, dați un like, dați un tap tap, dați tot ce trebuie pentru că trebuie să aruncăm un pic live-urile astea în aer. Așa că intrați pe YouTube și dați acolo, dați un like, dați un comentariu, dați ceva, orice, să fie treaba ca lumea. Opa, se aruncă neidori. Vine cu neidul în casă, bun! Mamă, ce neid a băgat, bine pa! Scenariile astea nebune. Ea joacă, nu joacă Mai și... sunt de trei jucători. Shadow din bine pa, parcă el era. Let's go tuturor, let's go, un top 3, bă, fără supărare, fără nimic, top 3-ul pentru mine ar fi Baby, 4RB și Dope. Mă rog, ele 3, nu asta e ordinea, nu asta e ordinea, dar ele 3. De ce? Ah! Cu tocul geamului. N-a fost suficient. Nu asta. Aici. Zona 2 Gata. încă e safe și de dat revive-ul și de stat. Puțin în Am uitat fața de... zonei. Deși zona foarte Așa mă greasă. gândeam și eu. Băi, tot așa, deci pentru mine astea ar fi. Deci pentru mine astea ar fi un top 3, știi? La est. Bă, vedeți că are zonă bună. Vedeți că ce zonă are Și dope acum, exact. e bine rău. Bro, la fel, ori să intre lejer pe partea stângă cu camp alfa. Gazul la fel, o să stea bine pe partea cu ruinele. Depinde unde se dă următorul shift de zonă. Fără RB-ul la fel, o să avanseze ușor pe marginea aia cu bootcamp-ul pentru că n-are pe nimeni în față. Și Codex-ul văd că mai are pe cineva lângă ei acolo. Codex-ul mai are pe cineva lângă ei. Și Codex-ul ar putea veni pe malul apei, în dreapta, așa, în jos. Sau chiar să se bage sub munte la case. Chiar să se bage sub munte. Cine e în dope? Uită-te pe ecran și vezi exact. Vezi exact cine e în dope. O să zic imediat. Ar trebui să fie Tudor Cheme. Și mai vedem că mai era un... Ia să vedem cine joacă la Codex. Foley, Marlow, Chespo și Gedrect care a murit cu un kill. O să vedem toate rosterile, o să le vedem pe toate în parte. Voi, ca să nu uitați, un like și un tap tap acolo în continuare, băieți. Hai, let's go. Mamă, Chespo dat knock de Costel.
deal și e foarte greu. Da, Noxus acolo, dar greu, na, să duce la revive, acolo folie, nu-i stres. Dar nu prea ai ce să faci cu locul ăla. Nu-i stres aici. Să pușezi responsivul pe deasupra sau fix pe partea dreaptă, aici foarte, foarte larg. Da. Marlo a confirmat kill-ul pe OP la AU. Băi, OP, nu, nu-i DP. Da, e parcă așa. Se vede improvement la grafică. Se vede mai bine? Dacă se vede... A, te referi la grafica lor? Da, 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 da. Chiar e, chiar e mult mai ok. Două secunde. Ar trebui, ar trebui să fie MD win pentru, pentru dobla zona pe care, pe care o au acum. Dar vedem, vedem, pentru că orice se poate întâmpla pe parcurs. Am fost, m-am învățat de atâția ani de zile de când comentez. A, deci e Tudor, Chemediu și Black. A, ok, deci e Tudor, Chemediu și Black. Rosterul celor, la rosterul celor din... din Dope. Sperăm că să primesc notificările alea și tot ce trebuie acolo. Nu uitați, băieți, rupeți butonul ăla de tap tap că se de... Oh, și a plecat Tudor cu primul noc. Tudor cu al doilea, nu, pe Chespo și din Codex ar trebui să rămână în viață un singur jucător din, din Codex. Stau bine, stau bine cei din două pe acolo. Nu știu, Rozu parcă, Rozu a intrat la casele alea sub ei, dar nu e o zonă extraordinar, nu e o zonă extraordinar de, de bună. Aragorule, te pup, frate, salut, bine ai revenit. Și bine ați revenit toți. Dați un like acolo dacă vreți să ne strângem cât mai mulți ca să susținem echipele. Haideți cu un like acolo, băieți. Vezi că vreau să mă uit la altceva eu. YouTube. A plecat acolo, frate, ce a plecat acolo. Băi, mersi frumos de trandafiri și de toate cele și mersi de, de, mersi de follow, bro. Da. Tudor is on fire, s-a încălzit, s-a încălzit. Uite, uite de ce mi-era frică. Uite de ce mi-era în ghilimele frică. De am zis eu de goți că stau bine aici, dar să vedem următoarea zonă. Uitați for RB-ul cum poate să se ducă pe dreapta. Bă, băiatule, ce urât. Urâtă zonă. Rozo o să intre, Rozo să intre în fața acolo și după aia o să vină bro în spatele lor. Bro o să intre în spatele lor. Bă, ce urât, urâtă zonă. Hai să vedem cum, cum intră. Rozo văd că au intrat deja cu Slayer la, la hală. For RB-ul or să treacă la, la case pe partea dreaptă. Ai făcut azi vreo 500 de urmăritori așa lejer? Băi, cred că mai mult, mai mult de 500. Florine, mai mult. Pe, pe TikTok am făcut 600 plus astăzi. În live-ul ăsta care are 8 ore în momentul de față. Live-ul nu l-am închis, pe TikTok are 8 ore. Bine, Paun a plecat din ruine și încă are zona, încă are zona ok în ruine. Godzu e la casele din stânga, de, mă rog, de deasupra de ruine spre apă. Rozu s-au băgat la hala aia din partea de nord, cu insula. Și să vedem acolo, Dope, să vedem bro și vedem fight-ul ăsta acum între Verga. Vedem fight-ul ăsta acum între Verga și RS. Sau ce, ce echipă e asta, frate, că nu-mi dau seama. Player random, nu... A, scuze, scuze, au tagul la final. CHTT. Șt, ceva în genul. Shut up. Ok. Ok, îmi cer scuze. Eu l-am văzut pe Verga acolo și... Haide, mă. Mamă, și mai rămâne un singur player acum de la Shut up. Mai rămâne un singur player de la Shut up versus 3 player din RS. Versus 3 player din RS. Ba nu, sunt 2. Sunt 2 player de la Shut up. Verga dat knock, Verga dat knock și mai rămâne Joker. Mai rămâne Joker în, în viață. Băi, și poți să-i bată! Mamă, cum l-a ratat, băi? Cum l-a ratat că dacă îl bătea pe primul, nu înțeleg în ce a tras. Nu înțeleg în ce a tras, fratele meu. În fine, cheme să văd că s-a aruncat în apă. Acolo pe stânga e tot bro, s-a strâns tot bro. Și e un om knock, nu știu dacă e de la... Da, Flavius, Flavius e knock de la ei. Killer îl bate pe Dennis din, din Rose Squad. Și prin și zona. Zona acolo, ok. Urmeze fight-ul cu... Din Dope numai cheme a mai rămas, din Dope numai cheme. Killer dat knock de Slayer din roz. Mamă, dar la Dennis n-are cine să ajungă și s-ar putea să fie și confirmat killer acolo între timp. Mamă, ia să vedem cu lumina asta cum e, frate. Ia să vedem, ia vedeți lumina asta, frate, e bine așa? Bă, vă pupă și nu uitați care sunteți pe YouTube acolo și orice susține echipa, susține. Lasă și un like acolo să ne strângem cât mai mult se poate. Forer B-ul dă knock pe Deagle din bro. Stă bine, stă foarte bine și... Mamă, ce zonă are 4RB-ul! Ce zonă prind 4RB-ul! Uite-o și pe chemea ce mașină!
N-ar fi rău măcar să scoată ceva placement. N-ar fi rău să scoată măcar ceva placement. Cheme care are zona acolo. Are zona aici, Cheme. E bine tare pe zonă, Cheme. 5 kill-uri pentru Forer B, dar l-au pierdut pe Lawrence. Eu am zis că Lawrence moare primul, dar na, a intrat el pe live mai devreme să intre să întrebe dacă facem live. Lawrence, fratele, e și el frățiorul nostru. Mai râdem, mai glumim, ca să nu luați în serios că... Nu știu ce să... Ce să zic? Pentru ei și cu, și cu zona asigurată. Da. Doar că cel mai probabil să intre în fight cu... Ce s-a întâmplat acolo, frate? Ce s-a cu Costel în spate acolo care... De la Alexandru Tudor, un follow. Mersi mult, bro. Mersi mult de tot. Nu știu dacă... Ia mă, ce se mai... Ce se mai întâmplă mai departe? Asta spuneam. Mama, a fugit zona, vedeți că a fugit acum zona și de la Forer B. A fugit zona și de la Forer B. Ar fi reușit să-i țină în afară. Bine, și acolo pentru zi. Pentru care sunt în verde că nu-mi dau seama. Nu a apucat fost moare de zonă. Killing spree. Ah, ok, deci ca să PU sunt killing spree. Uite Big Baby care a intrat direct în zonă. Da, am impresia că e doar într-un singur jucător în pamban. Dacă nu mă știu. Va, m-a dat knock de Costel. Bă, ce le face Costel, bă? Ce le face Costel acolo? Royalul cred că a fost eliminat. L-am văzut pe Baban că a făcut un kill pe Zisune. Da. Hai să vedem. Baban eliminat și el. Costel eliminat și vedem acum top 5. Ultimele 5 echipe rămase în viață. Cheme rezistă. Cheme rezistă acolo. A ieșit din apă și încă rezistă. Și acum mai rămâne doar Sanja din Binepa. Rămâne doar Sanja din Binepa eSports. Bă, mersi frumos, Iuzele, mersi frumos de parfum, brother, respect și mulțumesc și de follow, străinezule, care ești. Față-nfață cu Costi, reușești. Hai să-l vedem acum pe Sanja. Și eliminat, what the fuck? Da. Bă, Pengs, ultimul player, acolo e eliminat. Mamă, și acum top 4, să vedem Cheme. Să vedem Cheme dacă mai are first-uri cât să intre în zonă. Sanja e ultimul player de la bine, pa, Cheme ar trebui să plece în zonă, dar probabil îl așteaptă pe Sanja. Mamă, bun, easy top 4, bun top 4 ăsta. Mamă, și ăsta mai are un first, mai are Sanja un first și cred că pleacă în zonă. Și l-a bătut, mă, Cheme, bro, bravo, bravo, un kill pentru Cheme și prinde și top 3. 5 cu vreo 7 kill-uri ar trebui la dub. Dacă nu-i greșit acolo grafica din dreapta. Bravo, mă, bravo, frumos, a scos și un punct pe placement, a scos și un kill, adică 2 puncte, ceea ce sunt foarte bune din poziția în care era. Bine, rău, bravo, bun așa. Hai să vedem acum Forer B-ul care are, chinezul ăsta, nu știu care e, dar are 4 kill-uri. A, cred că e Royal, băiatul ăla, Zeila, nu mai rețin exact. Da, mă, 2 cu 7, bun, 12 puncte pe meciul ăsta, nu-i rău. Bravo, frumos. Hai să vedem acum RS versus 3 player din Forer B. Mamă, deja 2 knock-uri și mai rămâne într-un singur player. RS-ul rămâne într-un singur player. Da, 1v3 în momentul de față. Chinezul foarte lor. N-are ce să facă. Cred că nu o să dea kill aici nici. N-ar trebui, dar nu se știe. A reușit. Nu, nice, GG. Văd cine l-a luat oricum, da. For Romanian boys. Bravo. Era pentru zonele și bă, n-a fost bine rău de tot pe zonă. Acolo Forer B-ul. Au avut shift-ul ăla, bă, puternic rău, shift-ul ăla care s-a tras din zona care era pe insulă să se tragă jos aici. Bă, au fost bine rău de tot. Bravo Forer B. GGRS pentru locul 2 cu 6 kill-uri și ei. Și Dope pentru locul 3 cu 7 kill-uri. Restul echipelor se elimină de la sine. Bun. Bine s-a acolo, ați văzut ce înseamnă un player rămas din dop acolo care a mai scos niște puncte? Bine rău. Cam liniștit așa mi s-a părut mie, da. Chiar dacă am făcut foarte multe echipe. Păi a fost, crețul a fost liniștit, bro, dar a fost liniștit că e Psahawk și aici zona dictează jocul pe Psahawk. Hai să vedem acum erangelurile, să vedem erangelul unde rotațiile și astea contează pe enorm. Hai să vedem acum, pe rotații, pe nebunii. Ia să ne uităm, deci avem Bad Boy România, avem 5TH Evolution, 4 Romanian Boys, Rozafla Squad, Red Scorpions, 404 Not Found, Team Savage, Binepa eSports, Quad Devils, Gods Legends, Royal eSports, Team Dope, OP eSports, Codex, Shut Up, Killing Spree și Big Baby. Astea sunt echipele băieți care participă în seara asta la prima zi din grupa verde a PMRC-ului.
Au fost zilele trecute două zile din grupa albastră, parcă, și acum avem grupa verde. O prima zi și mâine o să fie cea de-a doua zi din grupa, din grupa verde. Bine, mă. Libere, dacă vrei mai aduci și te rog niște apă. Da. Sau nu era aceea? Da. Ah, da, era aceea. Alo? Please? Din păcate nu prea vrea, nu? Nu, trebuie, stai așa, nu mă, cum se face cu pascul. Chemanozaurus, Chemanozaurus Rex, sună mai bine decât Chemazaur, Chemanozaur. E? Bravo lui. Bravo lui acolo. Băi, dăm și noi like-urile alea, mă, dăm și noi like-urile alea pe YouTube acolo, ce ziceți? Apăsăm și noi pe butonul ăla de like. Sau ne batem joc de, de like-uri. Uite, bă, câte telefoane, bă. Uite, bă. Da, uite, bă, telefoane aici, frate, că, Doamne, ferește. N-am loc pe birou de telefoane. Când mănânci ceva... Unul bun din toate trei. Mănânci ce nu-ți place mai întâi, ca să poți să te bucuri de... Băi, nu uitați, oriunde sunteți, ne apropiem, ne apropiem de 500k tap-tapuri pe YouTube, pe TikTok acolo, băieți. 500k. Da, e bine că l-am rezolvat prima hartă. Zaurus. No, frate, tot... A fost un fel de TDM așa. Mă rog, cum vreți voi. Am 15 telefon. Romanian Boys. Da. Nu eliminări cele mai multe. Te fii bune. Bă, dacă ai 15-le, da, și eu l-am și bun rău de tot, e bun rău. Deci for RB-ul win cu 9 kill-uri, după aia au fost cu RS-ul cu 6, Dope 7, bine pa 6, Gods cu 6. Băi, s-au împărțit kill-urile, s-au împărțit un pic. Până și Baby au fost eliminați cu 4. Ceea ce 1 2 3 4 5 6 7 7 1 cu 5 puncte. Bă, sunt 5 puncte, nu 0. E bun rău de tot. Zona faină să mor eu. Băi, da, au avut zona chiar ok, au avut zona ok pe Forer B acolo. Bine s-a dat zona și pentru care mai era acolo și pentru... SP-ul parcă era în verde, de avea un moment dat centru. Deci au fost bine și God au stat, au stat bine pe partea aia. Da, mă, bă, și iPad-ul, și iPad-ul e frumos, Ragnar, și iPad-ul e frumos. Numai că nu m-a pasionat pe mine să mă joc iPad absolut deloc. Ce turneu? PUBG Mobile Romanian Competition, PMRC se numește, e un turneu de 1000 de euro. E pe anul ăsta, cred că e cel mai mare turneu din România. Am văzut că băieții din NON și știu că sunt tot români, fac și ei un turneu de vreo 500 de euro. Nu știu mai multe detalii, am văzut ceva story sau nu știu. Sau pe Discord am văzut ceva. Campul la Rosquad cea mai mare șansă să intre acolo și... Bă, vezi că Rozu intrase bine acolo. Dar, nu știu, au pierdut multă vreme. Trebuia să trimită pe cineva la pod. S-au bătut aiurea cu bro acolo. Ia, mă rog, s-au bătut bine că i-au ținut în afară, știi? Dar și-au luat nocuri aiurea. Asta a fost problema, știi? La Roz. Rozu putea să facă ceva și mai bine din zona aia. Că după aia, dacă Rozu... Dau un exemplu, Rozu să splituia puțin. Și intra cu un player sub pod, băga un player sub pod acolo, că bă, puteai să-ți găsești o leacă de cover pe sub pod, cred, zic și eu. Așa, unul din partea asta la altă care nu traversa, îi ținea toată insula dinspre ruine, să zic, insula de jos, i-o ținea cineva, adică puteau să se... De asta zic, îi ziceam și mai devreme, bă, sunt importante niște splituri, niște de-astea făcute în echipă, dar e și riscant, și riscant în același timp, că, na, în momentul în care și-a luat un ochi, adios, s-a dus. 12... puncte per total, 6 kg, 6 plays. Panică din Buzău, bă, panică din Buzău, e băia ca lumea, frate, e băia ca lumea. N-am apucat, îmi pare rău că n-am apucat să intru și la el pe cont. Că a zis că voiam să-i dau și lui nota, dar m-am luat cu 15.000 de nebunii de chestii și cu 20.000 de UC-uri. De ce 20.000, mă, că dacă am deschis UC-uri acum de... Mamă. Eu tărși pe Chero, bă, tu ești Chero, din Chero? Ai intrat în Elevate acum sau... Oh, te pup! Lawrence, cum ai făcut, mă, frate, de ai murit, mă? Voia să mă uit la tine, cum te miști, cum înnoți, cum dai din coate, cum dai în ei. Când mă uit pe echipă, sunt trei oameni. Hai te, mă, frate, mă. Ce ghinion. În last chance, ultima șansă pentru calificare, unde top 4 o să meargă mai departe în finala de... Deci, restul sunt Red Scorpion. Dope. Bă, frumoasă, bună grafică, îmi place și grafica asta. Îmi place și grafica asta. Overall, din păcate, nu avem. Era bine dacă puteau să facă gen, dar mă rog, eu am prea multe chestii deschise pe ecran acum, vă jur. Am extraordinar de multe. Am văzut că e un program unde pot să pun toate chaturile, să le pun în programul ăla, să nu mai stau. Deci pe un ecran pe care mă uit la meci și pe celălalt am chat YouTube, chat TikTok,
TikTok-ul de live stream, într-o bucățică mai am și YouTube-ul gen de live, mai e undeva în spate și Streamlabs-ul care dă, a dat start la live-ul pe YouTube, am full monitoarele. N-am ce să mai zic. OP sunt eu. Bun. Succes acolo, băieți, dați drumul la brațe, n-aveți ce pierde. Restream. Bă, da, nu știu, am renunțat la restream pentru că era vorba de plătit cam mult pentru ceva care nu prea scotea extraordinar, știi? Și restream-ul nu mă ajută cu nimic. Nu mă ajută cu nimic restream-ul pentru că chat-ul la TikTok-ul dai drumul dintr-o parte separat, la YouTube dai din altă parte, deci nu poți să le dai din stream, din restream. Cu 7 din păcate. Bă, lasă că e primul meci, frate, primul meci. Orice se poate întâmpla pe parcurs. Mai aveți atâtea meciuri. Asta mă referam cu să fi combinat toate locurile și cu un clasament overall. Ar fi fost mai diferit, să zic. Oricum. Bă, Pascu, nu știu, m-am obișnuit în așa fel încât toate live-urile pe care le-am făcut și alea în engleză, bă, în momentul în care vorbesc și mă uit la ceva, eu n-au nimic altceva. Deci, eu n-am auzit, vă jur, până acum n-am înțeles, de când mă uit, un cuvânt n-am înțeles nici de la Uți, nici de la Crețu, din cauza că nu sunt atent. Sunt obișnuit altfel să fac live-urile. Adică, n-am auzit absolut nimic. Chinule, ce se întâmplă aici? Se întâmplă o ligă frumoasă în România. E vorba de Romanian Competition, 1000 de euro. Un fel de Liga României, Liga veche. Suntem live și pe YouTube, suntem chiar, cum să nu fim live pe YouTube? Noi? Arătăm afrat? Se mădăm-o? Nu prea. Am murit să-mi pot dirija cu echipierii. Foarte bine, frate, Lawrence, uite aici, voință de fier, el și Capahala. El și Capahala, care mor numai ca să poată să joace echipa mai bine. Bravo, Lawrence. Respect, bro. Așa se face. Zila acolo în chat și așteaptă adversarii pentru finală. Păi ce fac și treburile mele. Du-te, chilule. Găsești live acolo, brother. Un like cu alea. Faceți voi acolo, vă descurcați. Băi, știți de ce nu a prins bine live-ul pe YouTube și suntem 50 de oameni? Din cauza că nu s-au trimis notificări. Nici eu n-am primit pe telefonul celălalt, nici Geo n-a primit și mulți care n-au primit notificări. Asta e nașpa de la YouTube, asta e cea mai nașpa parte. Avem timer pentru următoarea hartă? Cred că urmează să avem, doar că nu știm. Hai da, aia zic, bă, chinule, bă, aia zic, bă, vă dați seama că n-avem niciun membru, bă, înainte erau, dăduseră băieții 30-40 de membri și acum nu e niciunul verde pe chat. Cheme pandăleire. Are așa un început de IGL cheme. Bă, Aragorn, bă, hai să nu vreau să fim răi, băieți, nu vreau să fim răi, absolut deloc. Nu e frumos. Fiecare comentează în stilul în care s-a învățat, în stilul care știe și pe așa mai departe. Nu e frumos să aruncăm cu pietre, să zicem urât, că uite, și poate alții la ei zic de mine, că nu suport, frate, la ce să mă uit la ăla, ești nebun, că nu știe ce vorbește numai de alte chestii, vorbește mult prost, fără rost, știi, adică nu putem să... Lucrești la server, mă uiți la ce server lucrezi, bă, chinule, bă? Mamă, Cosmin, frate! Cosmin, ești tu, bro? Ești chiar tu? Ești adevăratul Cosmin? Te pup, băi, nebunule, salut! O secundă... Am uitat că mi-am lăsat microfonul pe altul. Știu, Pascule, știu, dar uite, și alaltă ieri când am făcut, eram 160-70, știi? Să dau notificări, treaba merge ca lumea. Oh, Lupinule, te pup, brother, și mersi frumos de șopcuța aia numărul 1. Mersi mult de tot. Nu, am pus, doar că... Miramar nu se joacă din cauza că am auzit și eu că nu e loot pe Miramar. Sunt două zone, două orașe pe Miramar unde nu e loot deloc. Ciumacera și încă ceva. Păi să mă auzi din partea asta. Adică ăsta ar fi motivul pentru care nu se joacă Miramar. Mamă, fii atent că mi-a dat Lupin și o inimioară, frate. Uite, îți dau și eu inimioară. Mersi mult de tot, Lupin. Eu sunt atent și cu echipa peste tot, frate, sunt atent pe TikTok, mam, chat, live. Pe toate le facem să fie bine, că așa e frumos. La 360-ul? Da, da. Dai timp să-mi răspunzi pe Insta. Hau, că o să-ți răspund pe Insta imediat ce terminăm cu live-ul, cu tot, bro. Atunci o să răspund, vă promit că o să răspund la toți. Terve de Terf, Sky 2, este un joc pe PC, bro, un fel de metru, dacă se mai... Bă, n-am auzit de așa ceva, dar promit că pentru tine o să-l încerc să văd ce e. O să mă uit la un clip măcar să văd ce e. Știți chestia asta, dar cred că... Bă, de când ai deschis live-ul. Bă, știi cât avem live, frate? 8 ore și 10 minute, bă. Nebun, s-a handicapat. Mă rog, pe TikTok, pe YouTube, abia am dat.
Ram pam 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 pam. Bă, o să fie greu, o să fie greu, că top 4 pleacă mai departe în finală. O să fie greu, avem câteva echipe bune. Uite, de aici putem să zicem, Bro are player bun și vechi. Forer BU. Rozo, nu știu echipa asta. Gods, vedeți că și Gods au echipă bună. Băi, mersi frumos, băi, nebunule, și de ursuleț și de parfum. Mersi mult de tot, lupinule. Te pup, mersi mult. Cu banii, dă bă banii. Așa? Și mai e și Dope și Codex. Și Big Baby. Bă, sunt multe echipe bune, sunt multe echipe bune și top 4 ăla care pleacă mai departe e cu dus și întors. Corect. S-a meritat, băi, s-a meritat. S-a meritat prea, prea, prea numărul 1, băi, așa, frate. Sau mai mult de 50% de Nexus, da, Nexus a jucat primele două grupa albastră. Au jucat deja. Mai multe. Au fost power acolo, ești nebun. Da, mamă, 56 pe TikTok, 56 pe YouTube. Forță rău de tot. Să veniți pe TikTok. Voi știți. Bogdan Gan, mersi de follow, frate. Mersi mult de tot de follow pe TikTok acolo. Care mai sunteți pe TikTok, n-ați dat follow, puteți să dați. Care sunteți pe TikTok, puteți să intrați pe YouTube. Uite, mă găsiți exact așa. Uite, scrie acolo în colț. De fapt, scrie că ai pus arăt așa. Aici, așa mă găsiți pe YouTube, Redix Gaming. Și puteți să dați un subscribe și acolo. Și calitatea live-ului e net superioară față de... Da, nu pot să-mi dau cu părerea despre echipe atâta timp cât am văzut un Sunhawk. Pe Sunhawk nu pot să-mi dau. Așa, altfel putem să comentăm și o să vreau să mă uit la pozițiile echipelor, știi, pe Erangel, știi? Vedem pe unde se rotesc, pe unde alea, pe unde nu știu ce poziții țin în momentul în care au zona. Cum țin zonele? Altfel putem să comentăm, știi, comparativ cu Sunhawk, unde, băi, Sunhawk și ați văzut. A trebuit un shift ca să distrugă... patru echipe, le-a dat în cap de la zăpăcit. În două pe cine avem? Avem pe Tudor, Cheme, Diu și Black. Sticla direct pusă la frigider înainte de live. După ai mai jucat din cafenea ieri. Bravo lui, am jucat și o dată, am jucat și din mașină, am jucat pe peste tot, am jucat din parcări, am jucat pe peste tot, pe unde am apucat, am jucat. E greu. Deci, l-am jucat pe peste tot și eu, că pe vremea când mă jucam competitiv. Nu se vede pe green screen când se livrează câte ceva. Dar chiar că te livrează din spate. Ce se joacă aici? Aici se joacă PUBG Mobile Romanian Competition. PMRC. Uite, era bine dacă aici pe imagine asta scria sus aici. PMRC. PUBG Mobile Romanian Competition. Să știe în pauză să știe ce se întâmplă. Ok, vedem echipele, dar era frumos să vedem și numele. Că uite, m-au întrebat câțiva care... Facem sondaj. Asta pe Romanian Competition e numărul... E numele, doamne. E numele turneului. Nexus a fost. Nu, nu e acum. S-a calificat deja în finală. Echipe. În finală va fi aici, The Goat is back. Ah, bun. Știam că mi-au mai zis și băieții. 4 echipe pentru... De faptul că el joacă, învață pentru ceva, dar nu știu pentru ce. Învață el pentru ceva. Domn, mulțumim pentru handheart. Să fie primit, Doamne ajută. Crețu zice cele 4 echipe. Nexus a jucat deja, a jucat în cealaltă grupă. Acum joacă grupa verde, ei au jucat în grupa albastră. Băi, eu vă zic vouă, Gilei tata... E grupa bea asta, e grupa grea. Băi, da, chiar e. Chiar e destul de grea grupa. Pietre și noroi în el. Uite ce doarmă o pisica, bă, n-are un stres, mă. Ce viață. Mamă, ce bă, am avut o zi plină, frate. Dar nu s-a terminat, nu s-a terminat. Ce echipe pune în cretule? Trebuie să punem la vot ceva, băieți. Trebuie să punem la vot ceva, pentru că... Mamă, Nade-ul ăsta cum a venit. Cum a venit Nade-ul ăla spre strong. Pentru că datorită lui Sin, datorită lui Ragnar și datorită lui Andrei, parcă Andrei, așa, da, am reușit să facem azi, băieți, faraonul de la level 4 la level 6. Mai avem momentul de față, unul la mână, avem aproximativ 8.000 de UC-uri rămase, doi la mână, avem 100 de euro din care o să facem mâine ceva giveaway-uri și nebunii, o să facem mâine seară ceva, de fapt toată ziua, ceva rumulețe cu rumuri, cu RP-uri, cu toate cele. De solo, de duo, nu știu, dar vedem. Adică face să fie frumos rău. Așa? Și de 100 de euro ne facem de cap. Sunt din partea frățiorului nostru Sin să ne distrăm puternic rău de tot mâine. Și pe TikTok, și pe YouTube, și pe peste tot. De-aia, puteți, care sunteți pe TikTok acolo, dați-vă un tap-tap să facem 500k. Dați că se poate.
a grăbit. Yoda, mersi de follow, bro, mersi. Cine joacă pe Nord America de la noi? Dorin cu Redox. Și ne găsești direct. Sau așa cel puțin ar trebui. Grupa verde, grupa verde live. Examenul la criminalistic. Ah, bravo lui, bravo lui, frate. Bravo lui, n-am ce să zic. Da, eu deja sunt abonat. Bă, pe Facebook nu, nu, Cosminel, n-am mai dat drumul și pe Facebook. Noi am mai dat drumul de mult. Deși ar fi o variantă, sincer vă zic, ar fi o variantă să-mi iau restream-ul, să-i dau drumul YouTube-Facebook, să meargă acolo, că poate mai păcălim unul, doi oameni să-i aducem pe YouTube, știi? Adică se poate. Băieți, care sunteți pe TikTok, tap tap puternic și intrați aici pe YouTube, intrați aici pe YouTube, să-mi dați și un subscribe. Din păcate n-avem cei 1000 de abonați și nu ne recomandă chiar așa ușor, gen. Da, chiar puteți să intrați și voi să le dați subscribe aici unde fac ei live. Pe PUBG Mobile Romanian Competition. Puteți să intrați să le dați și voi ca un subscribe, ca au vreo 500 și ceva cred că au făcut. Puteți să le dați un subscribe acolo, să urce și pagina lor. Mamă, n-am apucat acum, nu mai zic de schimbat, nici thumbnail-ul n-am apucat să-l pun. Nici thumbnail n-am apucat să pun. Abia am mâncat și am intrat să fac astea. Dezastru a fost. Grabă. Ce e cu Nord America nu știu. În momentul de față Redox și Dorin au intrat în Titan Gaming. Asta știu eu. Acum nu știu dacă e confirmat 100%, dar 98% ar fi confirmată că Dorin cu Redox au intrat în Titan Gaming pe Nord America să joace pe MSL-ul. Atât, doar pentru pe MSL. Dar ce mă, asta așa tare? Doar hater, știm, doar trebuie să ascundem. E mai ok așa? Da, au fost împrumutați. Cel mai ok, împrumutați. Știi vorba aia, când unul zice, e așa, când 2-3 zic, e grav. Urmăream de mult timp acolo. Nu contează, Cosminel, poți să faci același lucru și aici, bro. Și pe TikTok, și pe YouTube poți să mă urmărești. Exo, cu cine joacă? Băi, nu știu să zic, Simpson, nu știu ce să... poate ori să ia și eu pauză, mai, nu știu. Nebun e curat. No, nu lupin, s-au dus acolo doar împrumut, doar împrumut, bro. Zona, ruta nord, zona sud. Da, 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 normal, se joacă acolo ca împrumutat și după aia ori să vină înapoi, în echipă. Băi, e șansa lor, e șansa lui Dorin și al lui Redox să se califice cu Titanul la PMSL Main Event. Din ce știu eu, ar trebui să plece mai multe echipe, vreo 3 pleacă de la ei. În PMSL Main Event. La noi au plecat numai două. Nu glumi cu de-astea, că am pis eu blocat de când am dat stream. Ce de univers îți dănează în această seară? Unde? Că eu habar n-am, nu prea mă... Vă apare vouă când sunteți pe live sus acolo, gen aici, vă arată că să duc universul și de-alea? Mamă, și e zic de universul și noi am făcut 30.000 azi toată ziua. 30.000. Și te-am urcat pe 43 în top. De față, dar... E bine pe rău, frate. A, tot apar sus, am înțeles, am înțeles. Bună seara, bună seara. Mergi, mă întorc. Băi, acum e cu dus și întors, toată treaba asta. Și păcat să dai cu piciorul la o echipă. Asta acum noi vorbim ipotetic, știi, să luăm așa. E și păcat să dai cu piciorul la o echipă și la care, băi, s-au chinuit și are potențial. E cea mai bună din România în momentul de față. Dar și păcat să prinzi o șansă să joci main event și de-alea. Și să meargă bine și să nu te duci. Iar e, iar e nașpa. Toți nebuni. Da, cam așa, cam așa, Lupin. Gata, băieți! A început și meciul cu numărul 2. Primul Erangel din această, în această seară în care băieții se vor bate pentru top 4 care o să ajungă în finală. Restul echipelor nu mai rețin exact ce topuri, vor merge în upper și lower bracket, ceva de genul din ce știu. Așa că let's go tuturor, let's go chiar la toată lumea să vedem cât de bine o să le meargă. Ah, și care ați mai rămas de pe live-ul de mai devreme, de am deschis noi la... Cât credeți că ne-ar costa... Faraonul de la 6 la 7, de la 0, la modul fără nimic. În momentul de față nu avem 0 materiale, 0 de materiale de la albastre, 0 de la galbene. Deci 6, 7. Cât ar fi? Mă frumos, Doni și Redux. Bă, nu știu cât. Probabil s-au dus pe ceva acolo, nu s-au dus pe gratis. Dar... Na, nu știu ce să zic, că știu din că PMSL nu e niciun price pool, nimic.
Mamă, să trage acolo, aud niște gloanțe, dar să vedem acum pe unde sunt băieții. Dopu văd că au sărit undeva spre Stalber încolo, dar au rozul în Iasnaia, Baby s-au dus spre Lipovka și vedem acum fight-ul între Killing Spree și 4RB. Killing Spree versus 4RB. Dar unde sunt băieții ăștia? Sunt la apartamente la Giorgo. La apartamente la Giorgo. 50.000? Bă, nu cred. 50.000 cred că e mult. Sincer și mie. Min 20 cu 100. Măcar așa dacă nu vreo... Bă, cred. Pe la vreo 30 cred că mă gândeam și eu. La vreo 30 mă gândeam și eu, sincer. Dacă nu e bine Pau și altă echipă... Doar că nu știu ce să cred. Da, 404 not found sunt acolo. E third party la... Mamă, ce e în Milta acolo, frate! Avem Not Found, avem OP Esports și RS-ul. Avem 3 echipe aici. 3 echipe avem în Milta. Bă, după ce că sunt 16 echipe, frate, 3 să bat aici, 2 să bat în Giorgo. Hai că bine, rămânem cu 10 echipe după prima zonă. Răzvin a făcut primul kill. Bravo, Răzvin. Răzvin. Razuin. Nu ia la Kinguin. Așa că cel mai probabil restul să încearcă să se retragă. Hai să rupem butonașul ăla de like, băieți. Hai să rupem butonașul ăla de like, că sunteți pe YouTube, că sunteți pe TikTok. Hai să dăm like-ul ăla și să vedem ce să... 1200 de lire de la 1.6. Băi, lasă că a fost înainte. Înainte, da, așa erau prețurile. Acum, cât m-ar costa, ținând cod și de faptul că am luat tot de acolo, adică orice îmi pică îmi dă numai și numai bănuți, adică nu mai primesc costume, nu mai primesc chestii. Orice primesc numai și numai bănuți. Și... Op, iau. Vine, hai Răzvin. Opa. Bravo, bă! Îl bați, că e pe scară. Hai mă, îl băteai, îl pușează. Bravo, bă, Răzvinule! 1-4 pentru Răzvin, bă! Bravo, bă, băiatule! Frumos! L-a pușat exact când trebuie. Bravo lui! Frumos! Uite, vedeți momente în care vedem și player de ăștia bunicei. Vedem și player care fac faze frumoase. Bravo lui Răzvin! Bravo, Răzvin! Foarte bine a pușat acolo. Foarte bine a ținut. Opa, Roia, l-am văzut că a dat un knock cu DBS-ul. A început fight-ul și la 4RB înseamnă. Mai faci rumuri? Mâine o să facem. Mâine vom face rumuri. Zbejera, salut! Slaut, salut! Pe blocuri. Nu știu ce să facă Costel aici în situația asta deja. Mam. Răzvi, 4 kill-uri? What? 1v4 cu Răzvi acolo? S-au dus, da, am văzut că se duc spre Stalber, am văzut de când au sărit. Opa. Să vedem ce se întâmplă aici. Mamă, Costel, sare geamul! Pam, Răzvin, dat knock de Seba, 7-7. A prins? A, pe Costele, nu așa, bro, tu ai mai dat knock-uri, ce ai făcut acum? Aproape să primească finish-ul. Se ajunge, se pune mâna. Da, la 1 HP. Fabian acolo posibil să încerce. Era Q, nu. Bă, ăla e Y, bă, nu e Q. Da, și Papi cu... Ăla era Y, nu e Q, că dacă era Q, îl vedem Q. Ori sunt eu Q, ori unul din noi e. Lupul acolo primește... Te-ai uitat ieri la ligă? Băi, m-am uitat, eram la muncă, dar m-am uitat așa un pic pe între picături. Oricum am văzut că Nexus a demolat iar... Lobby-ul. Unul tot e cu... Bă, unul din noi, asta clar, unul din noi e. Killing Spree mai au mai mult de un jucător în picioare. Ia, cine e aici? Bro, aproape de Codex. Bro, era aproape de Codex acolo. 4RB-ul mai face un kill pe Killing Spree. Mamă, deci hai că au ceva kill-uri și 4RB-ul. Două kill-uri sau nu știu pe câte au exact din Killing Spree. Ține prefire-ul acolo, Frozen. Pușează amândoi, îți dai seama că intră peste tine și nu te lasă. Mai ai. Aproape. Mamă, Papi, unul vede până acum. A fost aproape. Ia să vedem, Papi bagă heal, bro. Papi, n-are heal, bă, mâncați-și gurata, n-are heal. Ăla dă revive-ul. Aproape să reușească locul nou. Bă, băiatule! Bravo, Papi! Uite, mă, e R, Z, W, Y, ăla e Y, dă-l dracu de Y și N, 1. Se uită bine, iese și al doilea! Bravo, bă, Papi!
Mamă, cât de aproape, bă, bravo, frumos, papi. Bravo ție, bro. Bravo, ai fost aproape, bă, papi, bă. Vezi că un pic așa cu așa la forenef. Nu știu neapărat dacă era GG pentru că s-a luat cap. Bravo, bravo. Ce s-a auzit acolo? S-a auzit un pam-pam, un follow acolo de la The King of... Adică dacă avea un first... The King of the Queen of Jungle. Mersi, frate. Pascule, mersi și ție de follow, bro. Mersi mult de tot. Toți care n-aveți follow acolo, dați repede. Care ați intrat pe TikTok, dați un follow. Toată lumea să dea acum rapid. Care a intrat mai... Care a intrat pleacă mai târziu. Dați un follow, că live-ul ăsta vreau să fie cel mai bombă live de... Din history. Din my history on TikTok. Lupinule, mersi. Aveți și o inimioară aici. Aveți și o inimioară aici pe care puteți să o apăsați. Care sunteți pe TikTok acolo. O, stă un bănuț. Ce papi, Costele, ai fost aproape și tu, bro, ai fost aproape, dar n-ai fost atent, ăla te pușat, tu te-ai întors, ai făcut pic înainte să ai arma în mână, ai făcut pic plimbându-te cu arma, a fost mai complicat acolo, Costele, te-ai grăbit. Da, pentru că nicio echipă n-are spot. Care este pagina pe care este live-ul? PUBG Mobile Romanian Competition, PMRC, PUBG Mobile Romanian Competition, aici sunt live băieții cu Uții și Crețu. Alin, Marco, Ionuț, mersi frumos de follow, băieți. Best Winston, mersi mult de follow. Aproape 100 de oameni, suntem aproape 100 de oameni pe YouTube acolo, așa că trebuie să lăsați like, trebuie să lăsați like, să faceți și 100 de like-uri. E, băi, băieți, că așa e frumos. Așa se poartă. Mihai, au jucat ieri. Mesaje, nebunii. Unde e, mă? Pam, param, para, para, para. Mamă, câte mesaje am veri. What the what? Mamă. Ce nebune, bă, și Tudor. Îmi duse mesaje înainte de live, acum vreo 2-3 ore înainte. Stau ei acolo la două case. Mamă, bro, are zonă bună, rău de tot, pe centru acolo e zona bună tare. Stai așa că s-ar putea să se întâlnească dope cu Royal sau nu, Savage, cu Savage sus acolo. S-ar putea să se întâlnească în rotație în partea aia de nord. Nu știu ce să zic. Cumva sunt ca soarele și luna. Nu contează cu stele, stai liniștit, bro. Eu am zis așa, nu te gândi, nu vreau să te superi pe mine. Eu am zis doar așa, că trebuia să fie o idee mai atent. Știu că la noi se vede într-un fel, la tine în altul. Competiție de genul, o următoare competiție de genul va fi tot luna asta spre final, când o să ne uităm la Dorin și Redox, la PMRC pe Nord America. Uite, vedeți, e aproape dope-ul cu Black, care încă s-a pierdut pe acolo un pic. O să intre dope peste Savage, în cazul în care nu se rotesc mult mai mult deasupra lor. Uite, toată lumea, frate, toată lumea care sunteți pe TikTok, ăsta e YouTube-ul, intrați repede pe YouTube să ne facem 100 de oameni, să facem 100 de like-uri acolo. După aia stați unde vreți voi. De-aia intrați și dați și voi un subscribe pe YouTube acolo. De ce sunt? Noi... De Savage. Să mișcă ring light-ul. Mamă, uite, băi, Lupin, mulțumesc, frate, ți-am zis mersi pentru colierul ăla, nu știu dacă ți-am zis, îmi cer scuze, mersi. Mersi. Am zis PMRC, scuze, PMSL, ați înțeles voi, înseamnă că ați înțeles, frate, dacă m-ați corectat, înseamnă că... PMSL-ul cum s-a jucat la noi, Cosmin? PMSL-ul. Ăla... Super League, cum naiba să numește, că nu mai știu, că atâtea abrevieri am auzit de mama, mi s-a luat. Și avem doi români care au intrat în Titan Gaming și o să ne reprezinte. L-avem pe Redox și pe Dorin în Titan Gaming și o să joace acolo. Și clar că trebuie să ne uităm, că doar nu îi lăsăm de izbeliște așa pe băieți. Bă, dar mie nu mi-a răspuns Redox, mă, dar aia să mă mai uit eu odată. Dacă au rotație similară, știi? De ce nu mai e doi? Pentru că mai erau doi playeri care sunt pe regiunea aceea, bro. Au fost doar ei doi împrumutați. Nexus, păi da nu, că au fost împrumutați de la Nexus în Titan Gaming. Băi, nu mai rețin cine mai e exact. Mai sunt Endorfin, Inactiv
Și încă cineva mai e. Și Crown, ceva cu C, parcă așa, mai sunt în, la ei acolo, în Titan. Și când joacă, băi, îmi trimisese cineva, dar am vreo 30 de mesaje noi, cred că, pe Instagram și nu le mai găsesc acum. Joacă spre sfârșitul lunii. Bravo, bă, Delir, frumos. Mamă, săracu, a rămas ultimul. Aolo, mamă, nicio șansă. Nicio șansă. Bine-s, bine-s, s-a bătut cu Codexul. Codexul, player de PMPL. Get, Foley, Chespo, Marlow, toți player de PMPL. Chespo a fost pân Easter Stars acum ceva multă vreme. Marlow cu Get. Cum naiba se numea, mă? Mă rog, au jucat și cu Forerem, au jucat mai multe. Gabriel îl bate pe... Mă rog, bate un player din Savage. Pregătește un cu Nade acolo. E no-name, îl avem pe no-name din Savage în fața lui. Mamă, bun. Nade-ul ăsta prea în spate, prea în spate Nade-ul. Crow parcă. Ceva de genul, ceva de genul. Nu s-a pierdut de suportat de smicherile. Știu și știu pascul, stai niște bro. Am zis așa că, na, l-am văzut sem pe acolo. Se descurcă ei. Noi zicem așa, bro, ce mai putem și noi. 100 de oameni, mă, aia zic, 100 de oameni pe YouTube, suntem power. Suntem big power. Orice fel de susținere mă ajută enorm. Like, să facem 100 de like-uri. Un tap-tap, să facem 500k tap-tap-uri, frate. E imposibil, nu așa ceva. Flavius, mersi de share-uri acolo pe TikTok. Ia, cine mai e aici? Ah, ceilalți 3 playeri. Secoro 77. Bă, stai, ăsta nu-i Secoro ăla, ăsta e alt Secoro. Că Secoro ăla vechi, de jucam în PGL în 2018, a intrat în dope, parcă și el, a intrat și el în clan, Secoro. Și ăsta e alt Secoro 77, e un băiat pe care îl testasem eu, îl luasem eu în tryout, dacă nu mă înșel, acum multă vreme. Hai să vedem următorul cer, totuși. Urmează chiar acum. Cred că n-ai făcut de la Liga la două winner. Te referi la Nexus? Sau... De finale. Hai să vedem pascule, vedem, îl urmărim. Îl urmărim pe cheme să vedem, să ne arate. Ce poate, ne-a arătat în primul meci, foarte bine a stat acolo. Mamă, dope aproape, vedeți că dope e aproape de 4RB. E greu acolo, Diu e aproape rău de tot de ei. Hai să vedem ce se întâmplă acolo. Toți băieții din 4RB erau în mașină și acum toți au sărit. Toți au sărit și acum cred că încearcă să treacă podul sau ceva. Dar vedem în continuare fight-ul între bro. Între bro și Codex și a venit acum probabil să vină și Baby la third party. Probabil să vină și Baby la third party, dar să vină în stânga aici, la tankuri. În cazul în care nu-i nimeni. Dar parcă e cineva și pe acolo. Au intrat în stânga la tankuri cei din Baby. Deasupra e Codexul și la case îi avem pe bro. TB. Bun, bravo, am văzut că v-ați calificat, bravo vouă, bravo, scuze, nu sunt alea că credem, am 9 ore de live aproape și nu le mai gândesc cum trebuie. Echipa după ce topie, mai așteptăm un pic, Andrei, ca să se termine și meciul ăsta, să vedem după aia ce top să mai exact. După meciul trecut erau pe locul 3, ca și punctaj, dar să vedem acum. Ia să vedem, Baby-ul să bagă sus la biserică aici, cel mai probabil o să intre la biserică. Mamă, frumoasă rotație, dacă vă uitați la dope, au venit din Stalbar, au venit pe stânga, au trecut în fața celor din 4RB și acum au intrat bine rău de tot în zonă. Nice! Avem și Codexul, bro, bine Pau intră tot la ruine acolo intră. Mamă, aglomerație mare, în orașul cu apă nu-i nimeni momentan, Gods, încă n-au plecat din Pocinchi, joacă marginea, văd că joacă Edge-ul Gods acolo. Probabil așteaptă următorul shift. Cumva, dope pușează la Baby. Mamă. Dope pușează, a venit cheme aproape de Baby. Dar e cam greu pentru el, are doi playeri deasupra. Mamă, ce nade i-a dat lui Arabau, dacă mai bagă un nade tot acolo, îl dă knock. Mamă, n-a prins cu nade-ul ăla. Mamă, a mai dat iar puțin damage. Stă bine Arabau aici în spate. Mamă, pușează, l-a dat cheme knock pe Dennis până la urmă.
Vedeți că l-a dat Kemel în ochi pe Denis. Să bate acum? Să bate Kemel, bate și pe Arabau. Și Denis și Arabau dați knock și acum mai e Baban sub ei, care i-a dat knock de Codex din spate. E dat knock de Codex din spate. Două kill-uri făcute de Kemel pe Big Baby și mai rămâne numai overlaid în viață. Mamă, ce push bun făcut de Dope aici. Bun push-ul făcut de Dope. Mă așteptam să țină, vă zic sincer, mă așteptam să țină bine și Baby-ul acolo. Mă așteptam să țină bine acolo. Dar s-a stricat totul cu nade-ul ăla. Băi, au intrat, parcă prea ușor au intrat cei din Dope la Baby sus. Bun nade-ul lui Kemel. Și păcat acolo Baban, dat knock din spate Baban de Codex. Într-un fel i-a ajutat pe Dope și Codex-ul din spate. Era un avantaj oricum Dope-ul, dar bun, frumos, uite și ce zonă au în continuare, uitați-vă și pentru ce zonă s-au bătut. Bun, high ground-ul ăla sus aici, high ground-ul sus acolo, e numărul 1 pentru ei. Ne-a dat un follow acolo, Alex a dat follow, Alex, mersi frumos de follow și toată lumea care a intrat mai târziu acum pe TikTok, toți dați un tap-tap și un follow, băieți, vă rog mult de tot să facem 500k tap-tapuri și mulți followeri. Aia zic, Alex, Dele, George, DNI, Matextu, Eduard, Adrian, 4K, mersi frumos de follow, boys, mersi mult de tot. Mamă, Chespo explodat de Royal, din 4RB. Vedem ce fac mai departe. Ok, 4RB ori să ducă pe partea de nord, dar să vedem Codex-ul, e eliminat Chespo și ar trebui să rămână 2 sau 3 oameni MEF-ul. Mă rog, Codex-ul, mamă, nu știu de ce am zis MEF, am văzut eu undeva MEF-ul, dar de fapt e Codex mai nou, da, scuze. E scrim, nu? E turneu. E, mă rog, sunt grupele turneului PUBG Mobile Romanian Competition. Mamă, bine, Pau să bate cu bro. Bine, Pau să bate cu bro acolo și mai rămâne, de fapt, Deagle e knock. Aici să bate bro, să bate și cu 5TH-ul. Mamă, bro, să bate și cu 5TH-ul. Live-ul e cu delay, Live-ul e făcut de o producție care îl dă direct cu delay. Bibi, mersi frumos de follow, te pup, mersi mult de tot, Bibi. David, mersi și ție de follow. Respect, băieți. Mamă, bine, am văzut că mai furat cheme parcă un kill. Bine, Flavius, mai elimină un player din 5TH. Forenef-ul dă un knock și un finish pe Gabriel din Royal. Floreal bate pe hit. Rozu se bate în același timp cu Codex-ul. Forenef-ul dă iarăși un knock în Royal. Mamă, e nebunie acolo. Și Royal-ul s-ar putea să elimine Forenef-ul. Fiți atenți că au eliminat. Royal-ul a eliminat Forenef-ul, dar l-au pierdut pe Royal. Păi stai, mă! Forenef-ul și Banks îl bate pe Michael. Banks din Godz îl bate pe Michael și de același timp avem și Royal-ul eliminat și Forenef-ul eliminat. Și Godz-ul iese full din fight-ul ăsta fără să facă nimic și cu un kill în plus. Nu știu exact cum ai murit Laurențiule, dar păcat acolo, păcat. Mă rog, aveți o șansă, putea și băiatul ăla, am uitat cum îi zicea. Putea să dea un V3 acolo, 4 chiar. Calitatea la stream lasă de dorit. Bă, e chiar ok, vedeți că e chiar ok, Odisei, n-aveți ce zice. E decent, poate și de la mine să mai fie o leacă mai slabă, că eu fac restream la restream, adică gândiți-vă că Uzi și Crețu fac live după un live, da? Da, de producție. Băi, băiatule, băi! TikTok, salam, oficial. Respect, nebunule, și mersi mult de tot de Glowing Jelly. Bă, ce frumos să vedeau meduzele alea, bă. Mersi mult de tot, nebunule. Mersi frumos, respect și apreciez ajutorul. Acum, pentru că ai terminat goal-ul, tu decizi următorul goal, bro. Tu decizi ce să punem la următorul. 20%, 30% apă. Te pup și îți mulțumesc mult de tot. Folie alături de Gedrek pentru Codex. Dar asta a fost chestia, pentru că Crețu și Uții fac live după un live și eu fac live după live-ul lor care e făcut după un live. Adică e trecut pe mai cam multe filtre. Știi ce zic? Dar nu știu dacă au mai scris băieții ceva acolo. Papi, așa, papi, corect. E pup, băie, Electro, mă, ce fac, mă, băia, mă? Nexus a jucat deja, Gilbert. E și dope? Nu.
Dopu stă bine rău de tot acolo. Stă ca vulturul pe stâncă acolo. Stă ca vulturul pe stâncă Dopu pe biserica aia. Pe ruina aia de sus. Ia să vedem acum Binepa versus Gods. Hai să vedem Gods versus Binepa. Gods care au deja și un player knock. Îl au pe Costi power knock și cred că vor să plece cu dreapta Gods. Greuț, o să fie destul de greu pentru ei. Ce am ratat, Flavius, dacă vrei să nu ratezi ceva și să dai înapoi, intră pe YouTube. Redix Gaming, uite, așa găsești Redix Gaming pe YouTube și poți să dai live înapoi dacă ai ratat ceva. Clean pe Insta, salutare, ce joc e ăsta? E PUBG Mobile, fra. Hai, două, let's go. Ce se întâmplă aici? Mamă, cu tranziți, cu de-alea. Din final, ia mă, bravo băi, Electro, mă, ia să vedem noi pe cine acolo. Mamă, Camel dă knock pe soft din Rose Squad. Robby dat knock în afara zonei undeva. Duke confirmă un kill pe soft. Black îl confirmă pe Robby din 4RB și mai rămân 3 player. 3 player rămași în viață de la 4RB, care au intrat în fața celor din Binepa. Au intrat în fața lor, tot la ruine și ei. Încă un player dat knock din Goz acolo, dat knock de zonă. N-am înțeles foarte bine. Bă, e șansă, e șansă. Cea mai mare șansă de win-ul are în momentul de față Dopu. La zona pe care o au, n-au cum să piardă, n-au cum să nu câștige. Ați înțeles voi, era să zic, n-au cum să nu piardă, vreau să zic, dar mă rog. Bă, voi mă înțelegeți și pe mine că sunt foarte multe chestii pe care vreau să le zic foarte rapid și poate mă mai încurc. Luăm așa totuși, luați ce-i bun. Tudor dă un knock și Overlead îl confirmă pe Royal. Tudor l-a dat knock și Cheme dat knock de Lobby, cere 7. Lobby cere 7 din dreapta de acolo și văd că se apropie Savage-ul. Savage-ul vrea să pușeze acolo Dopu. Bine. Mamă, Flavius pușat acum de 2 player din Gods. Ar putea să-i țină Gods. Ăsta, bine Pau, dar văd că nu trage. Mamă, și explodat. Foarte bine. Vama acum le elimină și pe Flavius. Și rămân ultimele 7 echipe rămase în viață, băieți. Ultimele 7 echipe. Petru, mersi frumos de 20 de tigăi. Te pup și mersi mult de tot. Da, subțire, mersi frumos de follow. Hai să vedem finalul ăsta. 7 echipe rămase în viață. 4RB, Dou, Binepa, Gods, Codex, Baby și Savage. Am numărat cam multe. Nu sta atâtea. Bro, era eliminat și mai rămân celelalte. Hai să vedem, overlaid, pușat de zonă, pușează acum zona și pe 4RB. Hai că are zona aici. Overlaid eliminat. Baby eliminat pe locul 6. Bine, pa, eliminat, îl pierd pe Sanja. Bun, 5 kill-uri pentru 4RB, dar 8 kill-uri pentru Dope, care sunt și full squad. Băi, cât de aproape-i Codex-ul, bine, get wrecked, îl bate pe Vama. Și mai e Banks acolo în spate. Mamă, Banks care e 1HP și pușat. Banks 1HP și pușat. Rezistă lejer acolo pe vârf de deal. A băgat first, hai să vedem. Bravo Banks! Bravo Banks! Mamă, ce face Banks? Ești nebun cu S12K ăla, băi. Bravo, n-a uitat frățiorul nostru Banks să joace. Bă, băiatule, bă, a apucat să-și bage first, s-a dus în cover să bage first-ul. A luat S12 și a bătut 2 player din PMPL, player care s-a lăsat de competitiv acum ani de zile, de când a jucat cu el în finala PMCO cu Cheme, cu Banks și cu Blind, acum 3 ani de zile. De atunci nu l-am mai văzut pe Banks la față. Mamă, Tudor dat knock jos acolo. Bine-s. Banks eliminat, a fost eliminat și Banks, din păcate, a fost eliminat și Gods. Și rămâne 4RB, Dope, Binepa și Savage. Mamă, Cheme dat knock de Scarix. Mamă, a tras bine, s-au dublat aici Dope. Care rămân în momentul de față 3 playeri. 3 playeri Dope, l-a pierdut pe Cheme care avea 7 kill-uri, 12 kill-uri în total. 12 kill-uri. Oh, Dio dat knock. Mamă, Diu dat knock din spate de Binepa. Vedeți? De-aia zic, băi, nu știi ce-ți rezervă zona. Mamă, l-a bătut zona, bă, păi e greu, bă, l-a bătut pe Diu zona, mă. Da, mă, NG Banks, frate, vremuri.
SVG aici cu Nader la top 2. 3, top 3 în momentul de față. Binepa un 3 player cu o zonă bună pentru Binepa. Dar să vedem, nu prea ai avantaj așa mare pentru dope acum zona. Vedem ce poate să facă cu niște Nader poate. Vedem ce pot face cu niște Nader. Binepa au cover doar din partea dreaptă de la dope, dar nu au cover de la SVG. De la Codex mă aștept de la ceva mai mult, sincer, mă aștept de la ceva mai mult, dar și de la Codex. Au player buni care se antrenează de atâta... Mamă, cum pleacă Nader ăla de nou, de la Nori. Mamă, bagă Nader acolo, bagă Nader. Îl împinge zona și pe Black și eliminați, mă, eliminați de Nader-ul Nori. Nori, două kill-uri cu Nader-urile alea. Două pe eliminați pe locul 3 cu 12 kill-uri. Bă, e posibil să da, îi bate aici bine Pau și pe Savage. Au zona foarte bună, foarte bine jucat și de bine Pa. Foarte bine Pau. Bă, vedeți că eu aveam pretenții la alte echipe și uite bine Pau, uite. Bravo. Bravo, băieți. Hai mă, că dacă frățiorul meu Salam oficial mi-a dat Glowing Jelly și a dispărut, bă. Bă, mi-a dat Glowing Jelly și a dispărut, frate. Te pup, bă, mersi frumos, încă o dată, Salamule, încă o dată îți mulțumesc mult, bro. Pentru Glowing Jelly. Punem o lebădă, că asta e mai micuță. O lebădă de asta. Ce Caterin că e. Noi comentăm pe imaginile care le primim de la producție. Da, echipa de producție face spectator. Noi doar... Bravo, oricum. GG bine pa. Foarte bine jucat, frumos. GG și 4RB, sincer. Din zona și pozițiile pe care le aveau, bă, era destul de greu, vă zic sincer. Era destul de greu și totuși au reușit să reziste un pic. Au reușit să reziste puțin. Acolo, păcat, uite, vedeți ce s-a întâmplat cu două. S-a întâmplat exact... ca meciul trecut, zona pe centru, excelent, până în final. Ultima zonă te dă afară. Ultima zonă te dă afară și strică tot viitorul, tot. Mașina aia e accidentată, întotdeauna. Da. Așa ai fost tu la faza asta, i-ai zis numele, s-a dus. Ok. Să-mi ziceți cum s-aud băieții, s-aud tare, s-aud încet, ca să știu să-i dau mai încet, să nu ne auzim unii peste alții. Dacă îl dau la maxim, îi aud și eu. Îi dau mai ușor de la mine din căști, dar na, posibil că voi dacă dați să mă auziți și pe mine mai încet. Este perfect așa, bun, așa rămâne. E bine, după atunci. După meciul ăsta, încă o dată, bine pa cu win-ul, doar să-l contraziceți pe Crețu. Asta trebuie făcut. Nu e delay, ba da, e delay, Andrei, doar că nu e, este delay față de ce s-a întâmplat în meci. Dar da. Nu avem delay pe chat. Adică ne auzim în timp real. Delay-ul este pe imaginele pe care ne uităm noi. Da, după clip. Exact. Adică meciul s-a terminat deja de aproape 10 minute. Nu îți lipsește cripto, bagă acolo, frate, bagă acolo activitate și nu lipsește. Aia zic, bă, hai să facem 100 de like-uri, hai să facem 100 de like-uri pe TikTok acolo. Haide. 11 kill-uri, bravo, Binepa. Bravo, Binepa, pentru 11 kill-uri, 21 de puncte meciul ăsta. Bravo lor. Bravo, frumos. Băieți, care sunteți pe TikTok acolo, dați și voi un follow, că nu vă doare mânuța. Da. Bravo, frumos. Ca super bine, au luat win-ul, au 21 de puncte doar pe acest meci. Da, clar. Nexus a jucat deja grupa lor. Uf. Iată-și pe Abel. Ce fac, mă, Abel, mă? Nice. Ai intrat cu drona în casă, mă? Aolo, iartă-mă, frate. Bă, aveți 5 perul meu, mă, mâncava. Ești talentul vostru de talentați. 3. Era să-ți dau timeout, să mor eu. Bine, pa, mamă, timp dup, acolo 12 kill-uri. Era să apăs pe el să-i dau timeout. Pe ce loc sunt? Vedem acum, băieți. Vedem acum pe locul pe care s-au dus. Au ieșit pe locul 3, ar veni 5 puncte, 12, 17. Au ceva puncte, vedem. Uite, și 4RB-ul 6 cu 4, 10, adică au jucat și ei.
Ia mă, băiatul ăsta, Nur. Nur One, Nuri ăsta. Dacă adunăm toate 8 kill-uri, bravo lui. Nuri, dar nu fac. E undeva la... Uite, astea sunt kill-urile lor. 8 el, 4 Plexer, 4 Sanja, 1 la Storm. Storm e IGL. Jur. Zic și eu că nu cunosc niciun player de la ei, dar... Dar bravo lor, bă, mă mor de cald. Ceva s-a încălzit aici, stătea neva. Tu, pisică, ai respirat prea mult și mi-ai respirat aerul și am numai dioxid de carbon în camera acum. De-aia mi-e cald. Încă n-am primit echipele pentru următorul stropul pe YouTube, băieți. Da, a jucat ieri și alaltă ieri Nexus. Au jucat, alt nivel au jucat ieri și alaltă ieri. Uite mă aici, mă, uite-l pe Răzvi, mă. Uite-l pe Răzvi. Răzvi numărul 1. Răzvi numărul 1, frate. Uite ce frumos a făcut aici. Bravo. Eu t-am înțeles pisica. Stai, pe ea doarme, mă, n-are niciun stres, ea doarme acum. Bă, nu spune că Frozen avea auto-pickup-ul de s-a plecat ADN-uri din cauza la auto-pickup. Când vă zic, eu când vă zic, bă, pro playeri adevărați, n-au auto-pickup-ul pornit. A, nu mă, că eu nu pot să, nu pot, mă deranjează. Bă, pro playerii n-au auto-pickup-ul pornit, pentru că ai faze de ala la limită, când treci pe lângă ceva și să... Mamă, bine să aici, bine papi aici. Era gata, gata să dea de două ori, frate, era gata să-i rup acolo. Delir aici a ieșit foarte bine, doar că a fost luat din spate, dacă nu mă înșel, de pe partea opusă de pe ăsta, scapă numele, de șanț. În România e greu să le fac din față, sunt la nivel Nexus. Păi, sunt la nivel, dar eu vă garantez că o să fie o finală grea, dacă vă aduceți aminte liga aia României, când Nexus a fost extraordinar de aproape, mă rog, Estu sau cum erau, de 4RB. Adică orice se poate întâmpla. Uite că îți vin echipe de-astea din spate care te spun probleme și niște zone de alea de n-ai ce să faci. Și îți zic eu că dai cu curul de greu, știi? Sunt buni, dar au avut și grupa ușoară ieri, au avut și grupă nu extraordinar de grea. Pentru că uite, toate echipele pe care le mai știm noi, Baby, 4RB, Dope, Codex, Gods, Binepa, Rose și așa mai departe, joacă astăzi, știi? Cealaltă jumătate a echipelor bune din România. Baby? Merge. E foarte bine de Iule, foarte bine, bro. Susține acolo în continuare. Au avut niște fight-uri frumoase, dar numai că ei se bat mai mult 1v4. Răzvi 1v4, Papi gata să dea și el 1v4. Avem mai multe voturi pentru BBRO. Ce facem, mai încercăm o dată? Da, grupa asta chiar e cea mai grea. Chiar e echilibrată, n-am ce să zic. Echipa asta chiar e cea mai echilibrată. Hai să ne mai gândim. Uite, bine, și Bangs aici, faza asta a lui Bangs a fost numărul 1, bravo lui. Da, exact. Bravo lui, sunt 3 grupe, da, 3 grupe sunt. Albastră, verde și galbenă, nu știu. Cheme 7 kill-uri? What? Mamă, cheme 7, Nuri 6, Get 4. Da. Și uită-l pe Răzvi în 1 cu 4 kg și el acolo, Banks cu 3. Aia zic Omega, asta îl punem. După primele două meciuri să avem o surpriză că... Băi, vedem ce se întâmplă după următoarele două, vedem ce se întâmplă și după următoarele două. Băi, Sizi, mersi frumos, bro, mersi frumos de inimioară pe TikTok, mersi mult. Opțiune nouă, aia zic. Răzvi e liderul meu de la clan. Bravo lui, a jucat-o frumos acolo. Gata să facă și Papi frumos, de-aia zic. Avem faze frumoase, chiar avem faze frumoase liga asta. Vedem faze frumoase tare. Băi, astea sunt dau ăsta pe live chat. Văd toate mesajele, să nu ratezi ceva. Am trecut parcă a câștigat Nexus la punctul Baby, dacă... Nu mai rețin exact, Mede, nu vreau să te contrazic, dar nu mai rețin, nu mai știu exact. Eu doar cu o ligă am câștigat eu cu aia mă mândresc. Am câștigat o ligă. Da, ai dreptate. Am jucat la PMCO cu mare parte din playerii care joacă pe aici. Adică, dacă stau să le calculez, am avut echipe cu mare parte din playerii de aici. Cu Cheme, de ce ai să luăm așa? Uite, cu primul player de acolo, cu Cheme, am jucat și Liga României, prima Liga României câștigată cu Cheme și cu Tudor. Cu Banks, care era în dreapta acolo, am jucat o Liga României, un PMC, o finală de PMC am jucat cu Banks și cu Cheme. Acum ceva ani am jucat și cu Royal și cu Fury și cu
Și cu Jack am avut noi o echipă de câteva săptămâni. Bă, am jucat cu mulți playeri de aici, am jucat cu mulți. Din Codex am jucat cu Marlow. Păi ce să mai puneți toate echipele la sondaj? Doar patru. Nu mai rețin, dar mare parte am jucat cu ei. Unde găsești live-ul ăsta? Pe YouTube. PUBG Mobile Romanian Competition. Competition. O găsești PUBG Mobile Romanian Competition pe YouTube. Întotdeauna o PMRC. Să vezi un 1v4, dacă îl vedeam și pe al doilea la... La Papi parcă? La casa acolo? Mamă. Și fix în același loc? Mamă, nebunie. Și fix din aceeași echipă? Stai puțin. Cu Tudor Cheme și Calimos. Era un francez. Da. Cu Calimos și Sheriff, care mai era și el în echipă. Dar în final am jucat cu Tudor Cheme și Calimos. Un francez care era, bă, extraordinar omul. Omul ăla ca IGL era top. Era top. Și acum îmi pare rău că s-a lăsat băiețașul ăla de PUBG. Pentru ăla aș fi jucat cu el non-stop. Mamă, uite-i pe bine, pa! Uite-i pe bine, pa! S-au dus pe locul întâi cu 31 de puncte. Forerbeu, egalitate cu Dope, 29. Și Gods pe 4 cu 16. RS-ul pe 5 cu 13. Codex-ul 11 puncte. Big Baby pe locul 9 cu 7 puncte. Nu sunt departe nici ei de top 4, dar au nevoie de un meci bun, au nevoie Baby de un meci bun să revină în top 3 și ei undeva. O să fie greuț, o să fie greuț. La fel și Baby, la fel și Bro. Și Bro are nevoie de același meci ca și Baby. Bă, e greu, nu pot să-mi dau cu părerea, sincer. E foarte greu să pot să zic, bă, cine ar putea să facă ceva, jur. Flavius, mersi de follow, mersi. Riv mai joacă, băi, nu știu, nu l-am mai văzut. Pe loc de calificare, da. Uite, jucase la un moment dat, după aia, nu, iar nu mai juca, nu știu dacă mai joacă sau nu. E timp. Da. Chiar nu mai știu. 4 se califică Clau. Depinde și cât de mult o să se distanțeze bine Pafor, Mania Boys, Team 2, care deja au 31 de puncte. Team Savage pe 7. Da, Team Savage pe 7. Oricum e diferența foarte mică între locul 7 și locul 12, 2 puncte, adică... Top 4, ce zici că se califică? Eu, dacă zic top 4 de la început de live, era în felul următor pentru mine de top 4. Era 4RB, era Dope, era Baby și Codex. Astea erau pentru mine top 4 care s-ar califica. Acum 4RB și Dope sunt. Să vedem Codex-ul și Baby și cum se mai descurcă. Dar nu știam că mai joacă și Bro. Nu știam că mai joacă cine mai era. Adică mai erau echipe pe care nu știam că or să joace. Pe privat, iar noi doar ne uităm pe un live pe YouTube. Rege, ce faci cu panică, mă? Ce fac, mă, omule, mă? Bine, sănătos? Treabă lumea de tine pe aici, frate. Ce pune panică, ce faci? Ce... Cât timp începe următorul? Băi, e un timer aceea, e un timer acolo la 38 de secunde. Ce joacă din Dope, joacă... Păi, pe Dope, Baby Gods. Bă, da, și Gods, chiar și Gods. Eu de asta zic, uite, nu știam de Gods, nu știam de Bro, că joacă și ei în grupa asta. Și Black? Al tău ex o ia, topul tău care e, frate. Ia zi. Creier crezi ăsta când vrea. Și confirmăm tu EXO dacă știi mai bine care e faza cu, adică mă rog, dacă e 100% faza de care am zis eu, să nu fi zis vreo prostie, știi? Legat de Dorin și Redox. Și când începe, dacă ai idee, că eu habar n-am, când începe pe MSL-ul pe Nord America. N-are nimeni nimic cu Dop, frate. Fratele, potrește, omul nici măcar nu-i român, nici măcar... Bă, dar clar, astăzi o să fie așa și așa. Mâine e decisiva. Da, doar Rangers se joacă pentru că am înțeles că e bug pe Miramar, nu e loot în anumite orașe. 24 parcă. A, deci până la urmă se duc, nu se joace acolo. Asta voiam să... BVL-ul momentan e loc de mai bine din partea lui Killer. Care echipă joacă în 3, mă, de 63 de playeri? Da, joacă. A, ok. Deci asta, voiam să confirm, să nu cumva să fi zis n-ai vreo tâmpenie și după aia să zică cineva, bă, vezi că n-ai zis bine, că ai zis prost, nu știu ce. Exact. Aude, Diu?
tu n-ai găsit vreo echipă pe acolo să te infiltrezi pe între ei. Bă, mă bag și eu la un pămâsă acolo, mă bag și eu cu X și Y. Pleacă Dorin, Redox și Dorin se duc în Titan Gaming să joace pe MSL-ul pe Nord America. Apoi se vor întoarce. Sunt împrumutați, să zicem. Mamă, ce zonă! Iar zonă! Sper să nu dea zona pe bază, că se întâmplă cam prima zi din grupa albastră. Două zone pe bază de ne... Taură, mamă! Ne rupe psihic. Era bun și Miramar. Bă, ar fi fost, dar lasă că îmi place mai mult Arangelo, nu mie nu-mi pare rău. Nu-mi displace absolut deloc. Ia să vedem. Baby are zona bună și îl trag acolo. Hopa, Răzvi, what the fuck? Care l-ai dat, mă, pe Răzvi? Ah, Savage-ul din față. L-a prins bine pe... De data pe Classic s-a mers și n-am găsit arme nimic. Băi, uite, chiar n-am încercat deloc. Mă rog, nici n-am jucat sezonul ăsta prea mult. Dar am jucat numai Rangel. Haide, mă. Let's go. Ia stai să pun un sondaj de la mă. Ia stai să pun un sondaj. S-a auzit ceva și nu știu ce s-a auzit. S-auzim. A dat ceva subscribe? Mersi de subscribe. Ce am pe ecran, nu e nimic care să-mi arate ce s-a întâmplat adineori. Dar cel mai probabil ăsta a fost un subscribe ceva. Am vrut să apăs eu pe ceva. Secor încearcă ceva aici. Nu iese, dar totuși a încercat. A, să pun un sondaj, mă, asta am vrut să zic. Cine intră top 4 astăzi? Începem așa. Uuuu, prea mulți de B. Adoption. Furbe. Și hai să punem și pe Codex că ei mai jucă, măcar au player, toți playeri de PMPL, să vedem dacă au ceva susținere. Sau nu, mai punem pe băieții din Bromă în locul lor. Ia să vedem. Start pool. Votați acum, băieți. V-am pus pe YouTube un sondaj. Cine credeți voi că prinde top 4 astăzi? Sau mă rog, trebuia să zic cine credeți că se califică în finală. Dar e același lucru. Voi oricum vă votați preferata. Votați-vă. Am pus pe YouTube. Am pus pe YouTube, Gila. Acolo că pe TikTok bate prea rău acum. Am prea multe chestii deschise pe ecran. Mamă, bune neidurile alea. Mamă, și-l bate din dreapta CR7. Cu arma să vină cu knock-ul și finish-ul. Bun, hai să vedem. Încă un player eliminat și rămâne Costel cu... Costel cu Lau rămân din OP. Și nici nu prea unde să se retragă nici dacă vor. Pentru că sigur spawn de mașină ar trebui să fie fix la intersecție. 3 cu 7 și 10 kill-uri. Da, corect. Cum a zis, media asta s-a întâmplat. Pentru două locuri, 3 cu 7 și 10 sau au avut mai multe meci trecut? 7 și 12 parcă, mă, dacă nu greșesc. A avut numai cheme vreo 7. Da. 7, 2, 1, 2. Greșesc sau nu greșesc? Nu știu. Ia mă, cum mai avem zonele? Fore, Nefă, văd că încă se bat acolo pe Milta. Cine e aproape? E un player din Codex, cumva aproape de bine pa? Văd că e acolo cu mașina. Ei, Sfin, salutare bro, salut. Bă, mai dăm și noi un follow acolo pe TikTok? Și un tap-tap? Bă, hai cu tap-tap-ul ăla, mă, vreau să facem 500k. Nu fac nimic altceva până nu faci și noi 500k acolo, tap-tap-uri pe TikTok. Să mor liniștit în seara asta după ce terminăm live-ul. George, mersi de follow, frate. Mersi mult de tot. Răzvi. OP-ul. A, da, OP-ul. 12. A, păi am zis bine înseamnă. Am zis bine cu 12. A fost atent. Meli, mersi de follow. Mersi mult de tot. Opa, Laul bate pe no-name. Laul bate și pe Secoru. Bravo, bă, fiecare meci, fiecare player din OP are meciul lui, mă. Pa, picat azi de 1v4, Răzvi a dat 1v4, Lau acu are 1v2. Hai că poate face o surpriză. OP-ul îi bate 2v4 pe Savage. Mergem în Jabar. Nu, no, mai merge, am mâncat Denis, am mâncat de vai de viața mea, m-am umflat. În pauza aia de 5 minute înainte de live.
Am băgat atunci. Pare că a fost mai mult o loterie la început. Cap spart-o. Am încă 4 like-uri, băieți, pe YouTube, facem 100. Let's go. L-a bătut, bă, lobby, pe lau, mă, l-a bătut. Păcat că, uite, dacă mai așteptau alea, că, fai, lău, îi distrugea Costel din poziția asta. A, dar n-are nade-uri, n-are nimic. Îi bagă nade aici, Securul. Îl bate, îl bate, n-avea ce să facă. Așa, Alberto, așa, frate, intră pe YouTube acolo să dai un like. 97 de like-uri, cu al tău 98, și încă 200. Easy math. Băi, dar s-a mișcat bine și bine Pau până acum. N-am ce să spun, n-am ce să spun. Îmi pare rău că nu-i cunosc pe băieți, dar uite, așa se fac cunoscuți. Asta ziceam, facem live să cunoaștem și alte echipe pe lângă cele pe care le știm. Bă, nu-i frumos, hai să nu vorbim urât, bro, despre alte persoane. Că nici mie nu mi-ar place ca să vorbească alții urât pe alte părți sau așa. Păstrăm chestiile de genul ăsta, că nu e frumos. E etic. Bă, nu știu ce s-a întâmplat, dar cred că nu știu ce fac ceva, pare un ea. Mamă, că dacă scot ăsta... Da. Ar fi interesant să vedem un shift pe baza militară și să vedem... Nu știu ce s-a întâmplat, dar... S-a întâmplat ceva, la, probabil. Ceva de la... În cazul în care o să facă gate la... Fac. Ah, hai că am făcut așa și a fost ok. Da, la partea de vest, la podul de vest. Da, da. A plecat Dorin și Exul din Est. Brother Est, tu nu mai există de multă vreme, bro, de multă vreme nu mai există. Și Dorin cu Redox au plecat din Nexus, au fost împrumutați la Titan Gaming. O, avem 107, vă mulțumesc mult, băieți, vă mulțumesc mult de like-uri acolo, mersi frumos. Subscribe a fost, ok, mersi frumos, mersi frumos că mi-ai zis că a fost subscribe. Fabian, mersi de follow, respect. Puteți care mai sunteți pe TikTok, puteți să apăsați pe inimioara aia acolo, din colț, din stânga. E aproape, nu pot să zic gratis, dar e aproape gratis, un bănuț, e ca nimic. Marius, mersi ție de follow, bro. Kabuki, salut, bro, salut, salut. Te iert, Ionuțule, te iert, bro. Pare că... Răzvan, Zahănașu, mersi de follow și ție. Hai să vedem mai departe ce se mai întâmplă, băieți. N-am avut foarte, foarte multă acțiune. Văd că OP-ul a fost eliminat, știm cum a fost mai devreme. Așa, din shut-up, 2 player eliminați și ForerBU pierde un player. Așa pare dacă ne uităm pe... Top 4 care este deja. Tabela din dreapta, că nu știam cum să-i mai zic, au pierdut unul. Vedem banule dacă îi ajută sau dacă nu îi ajută. Vom vedea. Nu putem să ne pronunțăm înainte, îți dai seama. Clar, e o experiență, clar învață ceva, dar vedem cât. Băi, 50 de voturi, mă? Hai mă cu mai multe voturi aici, băieți, să vedem ce echipe susțineți. Hai cu mai multe voturi. Încă e o speranță totuși pentru militar. Una mică, dar este acolo. Ar putea să termine, uite cum s-a terminat la... Da, pe 26 sau pe 24 Kabuki, cam așa, qualifier or să joace. Killing Spree aici pe partea stângă, la capătul podului. Codex-ul a plecat și în rotație în stânga lor cu doi playeri din shut-up și Godzu, care încă... Godzu tot au jucat, dacă vă aduceți aminte și de meciul trecut. Tot așa, nu plecaseră din Pocinchi. Nu plecaseră din Pocinchi și tot jucau acolo, marginea zonei. Orbea au intrat în 3. Ok. Păi ce s-a întâmplat cu unul din ei? 404 în account pentru că bine pa a rotit. Nepoletan, nici câte un video la care să mă delectez. Mi-a aruncat cu mora. Băi, te pup, bă, Steven, mersi, frate. Apreciez textul pe care l-ai compus. Ești numărul 1, frate, ești numărul 1. Să ai poftă acolo la Napoletane. Distanță, mai ales că squad au sus și roșiile fix de la din partea lor. Fix în stânga celor de la... Cine aici? Avem bro aproape de Binepa care sunt în inter... Nu, de... Scuze. Or NF. 404 not found, nu? Parcă așa. Da. Ah, și Binepa, ui, avem în stânga acolo, la hala aia, după... Băieții doar cât... După plajă.
În iunie se va juca. Nu, 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 acum, dacă te referi la PMSL, acum o să joace la finalul lunii. Și mamă, e partea bună că până mai, la începutul lui mai, acolo am și ceva concediu. Iar vreo două săptămâni. Am, atunci sper să fie. Adică nu, sper să nu fie, că poate nu stau și eu să fac live-uri în concediu. Zic. Umblu cu PC-ul după mine, ca anul trecut, de 1 mai am plecat ca handicapatul cu calculatorul. Cu dita mai calculatorul, cu monitor, unitate, tastatură, mouse, am plecat cu el la mare, frate, mama aia m-am dus la cazare cu calculatorul după mine. Și am făcut live după telefon. Nu mai zicem nimic, care știți, care sunteți vechi, poate știți. Am făcut live tot după telefon cu Omlet Arcade sau ce naiba făcusem. Oh, te pup frumosule, ce fac mă, Valentin? De lucrezi redule? Nu mai contează, bro. La salubritate. Hai să vedem direct militară și aia e. Da. Zona o să fie pe pod. Hai să vedem, spero. Hai să vedem următoarea zonă, că astăzi momentan acum nu e gălăgie, momentan e liniște și pace. Îmi place split-ul pe care îl ține, uite, spre exemplu, Codex-ul, îmi place split-ul cum stă Godz acolo când țin, uite cum țin spatele. Trebuie să aibă grijă acum Godz-ul cu Forerbeu care îi pușează din afara zonei. Calificări PMC, eu habar n-am idee. Da, asta lucrez. TikTok, iar de la. Lucrez la buzunarul lui tati. Lawrence îl bate pe Banks, deci vedeți că Forerbeu în 3 oameni dă noc acum la Godz. Nu, no, ai înțeles greșit, Denis, ai înțeles greșit, bro. Armată, doamne ferește. Stau eu să-mi zică mie ăla și ce să fac, Mai bine plecau. Vine pușul din partea lui Robi aici. Trei hituri de shotgun. No, mai bine plecau aici. Bine și Robi acolo cu S12K-ul, dar Bangs era și low. Păcat. Mă, uite, au avut split-ul interesant, Bă, Scarixe, ce ai făcut, bă, frate, bă? Ce ai făcut, Scarixe, de n-ai intrat, mă? Să joci cu ei. Forminian, băi, s-au plecat în 3 jucători, stai puțin. Bună dimineața, Uzi. S-a văzut? Forerbeu a joacă în 3 jucători? Aha! Bun! Da, exact la... Mamă, ce zonă urâtă, bă, mâncava și gura voastră. Hello. Bă, e interesant, dopul e în farm, sub ei baby, în stânga lor bine pa, mai jos sub ei acolo e bro, la cum îi zice, split acolo, mă rog, cu benzinăria, la casele din intersecție e Forenef-ul, e toată lumea, frate, e toată lumea. Cosmin Anton, e pupăm, spike-ule. Hai să vedem. Toată lumea vreau să dea un tap-tap acolo. Avem 479 ca tap-tapuri. Băi, facem și noi 500. Vă rog eu mult. Vă rog eu din tot sufletul meu. Hai să vedem, băiți. Hai să vedem marea nebunie. RS-ul vine din capul de la Milta acolo. Au și mașini, văd? Sau e alt squad în spatele lor? Da, e alt squad în spatele lor. Posibil să vină SVG din spate. E window? Doamne ajută. Hai să vedem. Eu le țin pumnii tuturor, băieți, vreau să fiu cât se poate de imparțial și vreau să văd meciuri și fight-uri frumoase. Pe mine asta mă interesează să văd. Voi, clar, în momentul în care susțineți o echipă, trebuie să susțineți până la capăt, indiferent cu bune și cu rele. Bujor nu mai e în Forerbe, Bujor e băiatul ăla cu nume în chineză de la Forerbe. Deși n-ar merita, dar este. Mamă, baby, un split, doi player la casele alea. Oh, și pușează Godz acum. Hai să vedem ce se întâmplă. Mamă, ambii player din Godz, low, foarte low. Bravo, over. Bine, over cu S12K, bravo, frumos.
1v2 aici e nice. Erau low, S12K, a intrat bine pe ei. Foarte bine, bravo lui. Primele două kill-uri pentru Big Baby. Nici ei n-au zonă. Nu contează, băi, Gabzule, nu contează. Încercăm să fim imparțiali. Încă e zona destul de măricică. Da. Încă bine, nu, mă, jur fratele meu, mă, frate. Eu tău. Băi, mă jur, uite, treaba asta nu știam. Nu știu la ce să uită băieții ăștia pe TikTok, dar îmi place ce învață, să mor eu. Unde s-a urcat, bă, băiețașul ăla? Ah, opa, Royalul intră aici la case. Not bad. Not bad. Aproape, suntem aproape de zona 4, mai avem 30 de secunde până pleacă zona și deja cam ajuns. Băi, care mai sunteți acolo? Aisule, mersi mult de tot. Cristina, îți mulțumesc frumos de 2 trandafiri. Dați toți acolo, toți apăsați un tap-tap și faini mi-ar acolo. Sau care sunteți pe TikTok și n-aveți follow, e gratis un follow de la. Și pe subscribe, și pe subscribe YouTube-ul la fel, doamne. Jack-ule, nimic, frate, nimic. Chiar ne aminteam de vremurile alea când jucam cu Bujor, cu tine, cu... Ce te mai era, mă? Și cu Furii. Deci cu patru păianje. Bă, da, ar fi frumos. Vezi cățărați pe sus, pe acolo. Mamă, fără RB-ul de sus, Royalul dă noc pe Zeus. Hai să vedem mai departe. Pleacă push-ul sau nu pleacă push-ul celor din fără RB la killing spree? Stai. Intră mai greu grafica. Am înțeles. Opa, stai așa că se bate și dope cu roz, am văzut acolo ceva în ocuri. Baby cu bine pa, a început nebunia, baby, acum și cu... Nu știu de ce. Cu plalalalau, cum zice, quest, codex, doamne, iartă-mă. Mamă, fără RB-ul în 3 jucători, ce fac fără RB-ul în 3 jucători? Cred că înțeleg cine-i veriga slabă. Mai bine lasă-i să joace în 3, Scarix. Glumim, Scarix e talent nedescoperit încă. Haide-mă să vedem mai departe ce se întâmplă. Cine e aici? Rozu. În fața lor e... Dope, cumva? Mult mai mare, să zic, să fac un control de 20%. Iori, nu cred că mai joacă, nu cred. Aș putea în 4 oameni, dar în 2 oameni... Dacă e, băi, glumim, mă, râdem, glumim. De mult nu mai poți să joci deal, pentru că ai doar două perechi de ochi. Nu mai poți să dai un... Și dacă ai dat un knock, ești... Hai să vedem, băieți, mai departe. Ce se poate întâmpla între bro și bine pa? Între bro și bine pa? Bine pa? Păi stai, mai e Sanja și mai e cineva din bine... Din bine pa? Face sens? Da, Sanja aici cu Neidu către Deagle. Nu? Bunicel Neidu, dar vin Neiduri acum aici de la King, vine Neid și de la Flavius. S-a retras Sanja de acolo. Mai bine. Și blind practic. Trebuie să mai sunt la net. Haolo, cum mă frate să n-ai net, mă? 2024, bă, să n-ai net, mă. Mamă, fără neful dă nu pe Dennis din Baby. Dar sper doar să nu-i dea finish pentru că văd că sunt la case băieții din Baby. Zonă bună, Baby, zonă bună la Royal, zonă bună la Forenef. Bine, pa, elimina un player din 4RB eliminat? 4RB-ul eliminat sau un player de la 4RB? Că n-am apucat să-mi dau seama. Cheme mai dă un loc în roz. Văd că ei se bat, dopul se bate cu roz acolo, în dreapta. Și-l mai au pe Slayer, l-au pe Slayer în față, din roz. În fața lor, în zonă. Și eliminați, Andu BDK, văd că a fost și el eliminat. Ai, băiatul ăla cu buci de calmă. Gata, mi-am adus aminte. Peste drum și... Bro, mai scoate un kill. Fără RB-ul eliminat. Șansa celor din dope. Bine pa. Codex, RS, să vină din spate de acolo. De ce ești supărat, bă? Lorenz? Că n-am eu bani, frate. Eu sau X-ul. Opa, 5TH-ul. 5TH-ul l-a dat noc pe Tudor. Rozu eliminat. RS-ul se bate cu Codex-ul.
Get track, dat knock, să vedem acum că vine Marlow din spate. Vine Marlow din spate să-l ajute pe fratele lui moldovan. Hai să vedem nade-urile astea, hai să vedem nade-urile de la, de la Alex, să-i 12k-ul pe mână. Am văzut. Îl are până la gard acolo, hai să vedem nade-ul ăsta. Mamă, ce bine intră Alex peste ei! Bă, băiatule, ce intră Alex peste ei aici? Mamă, cât de aproape, era aproape Alex, dacă trăgea ca lumea pe geamul ăla. Hai, lu, să termina. Stai că vine colegul lui, vine colegul lui acum să-l ajute. Hai să-l vedem pe lobby sau cum are numele. Stai că n-am apucat să văd, n-am apucat să văd. Zipo ține de aici din spate, dar... Nu e prea aproape de unde ar trebui să fie. Tudor care intră la... La killer. Da. Mamă, codexul eliminat de RS, codexul eliminat de RS, mamă, NF-ul, un knock. Îi ține bine Royal-ul din spate. Ține bine Royal-ul din spate. Stai mă, că primez notificări aici și e foarte gălăgios. Cu 6 kill-uri, Royal intră la Palen, aproape de... Dopu intră la Fit Evolution. Și Tudor... Tudor a ieșit, a murit în apă, cred. Ia mă, ce se mai întâmplă aici? 5 TH-ul mai are un player aici pe scară. Mamă! Ce le face aici băiatul ăsta, Yarix? Yarix, ce le face? 1v2, frumos, Yarix, bravo. Nice. Urât? Nu pot să-mi dau seama. Deci... Fac șoc ăsta. Ia fiți atenți aceea cum i-a prins pe amândoi, bă. Pe amândoi. Uitați-vă cât de urât. A ieșit, a murit în apă, cred. Băi, eu nu mă așteptam la poziția asta la Yarix aceea. L-a prins pe primul și s-au dus gloanțele în ăla din stânga în timp ce trăgea în ăsta din dreapta. What? Na, nu, e ok, a fost GG. A fost GG. Pentru că pe zona asta scoate și mamă, cum ia are gardul fix de la drop. Mamă, fără restul, full squad, bro, full squad. Royal în 3 players sau da revive, toată lumea își bagă heal acolo de la Royal. Și pușează cumva, ar trebui să pușeze. Bă, urât acolo, frate, urât tare. Probabil se așteptau să fie la mult mai sus. Probabil să fie mult mai sus acolo. Oh, ce pic a pus acolo cu scopul de 4. Și îl bate zona, l-a bătut pe hit sau altcineva l-a bătut pe hit? Da, Zisune, ultimul intră în apă. L-a băgat în apă Zisune. Oh, nu, de ce a ieșit? Și l-a văzut. Dar n-avea zona, bă, ești nebun, n-avea zona acolo. Mamă, ce zona are, bro, ce zona are, bro, băieți, aici. Și cu zona la Buguro. Mamă, cea tu cred că e în delir cu killer. Ce zona are, bro, bine să aici. Și cu win-ul ăsta, vedeți că are șansă să se ducă. Pentru atâta de fapt, e posibil dacă iau win-ul să se ducă pe 1. Să duc pe 1. Au 24 acum. Mai puțin bune pentru. Dar ar veni 34 și clar mai fac kill-uri pe băieții din Savage. Deja sunt pe locul 4, aia zic. Deci am știut de ce pun bro în clasament acolo. în sondaj, nu în clasament, scuze. Deci dacă fac astea 2 kill-uri, urcă pe primul loc, bro. Da. În cazul care nu o să le dea kill-ul, cine știe. Hai să vedem finalul ăsta. Acolo. Nu prea mai pot Tardeleanca, sincer, nu prea mai... 9 ore jumate, da, ne descurcăm, mă, ce naiba, mai hai avem încă un meci, mă? Mamă, cum meci în afară de ăsta, ce timp, bă? Mersi frumos, Cristina și Ardeleanca, mersi mult de tot, vă pup. Cum se termină. Orice se poate întâmpla, așa că să zicem hop până nu sărim gardul. Și asta e adevărat, până la urmă. Killer în linia întâi, acolo, fix sub bridge, primul loc. Nu prea au șansă, nu prea au ce să facă Savage-ul. Nu prea au ce. Nu știu dacă mai prind zona, din câte se vede pe minimap, s-ar putea Savage să prindă zona acolo, pe partea dreaptă.
Cred. Arată de parcă da. Asta arată cel puțin. Zdarov a vrat. Oh my god, Ghetule, ce faci, frate? Ghetule, bă, mă aștept la mai mult de la voi, Ghetule, ce faceți acolo? Vă împiedicați unul de altul, ce naiba? Ok, s-au prins la 50 de secunde. Vă PMPL players, bratan. Mamă, neidul ăla pe killer acolo, 1 HP. Are timp lejer. Au fost două niduri aruncate. Participăm, pe, dar nu-i de ajuns, frate, nu-i de ajuns reprezentanta Moldovei să participe aici. Nu-i de ajuns. Și uite-l ce face. Se bagă mai aproape. E tata lor, dacă și-ar mai da un smoke să stea acolo lejer. Aia zic, aia zic. Bate până ne-i din spate, clar. Iese să-l confirme față în față cu lobby. Vine și secoru. Killer. Ei, a bătut, măi, a bătut. Dar bătut. Bravo. Bravo celor din bro. Aveau zonă bună, n-avea ce să. Asta e tot ce contează. E când, bă, clar Ghetule, clar. Dar eu zic treaba asta de foarte mult. Nu o lăsați pe ultima 100 de metri, băieți. De perigiurile alea, bro. Mai ales că au stat. Bravo, mă, băieți, bravo. Most bro aici. Când ai avantaj de zonă, mulți jucători. Diego, pe asta zic, am încredere și în voi. Am și în alte echipe, dar am încredere și în voi. Când am văzut camera. Vă descurcați voi cu Ghetule, mă. Am încredere. El a făcut kill-ul, dar s-a schimbat camera. Da. A pus și apoi au confirmat băieții din spate. Știți care e partea bună? Că să duc foarte multe echipe, să duc foarte multe echipe la un clasament cât de cât egal. Peste Formenia, băi. Și da. O să fie interesant de tot pe final, nu o să fie locul 1-2 cu 100, cum a fost cu Nexus, știi? O să fie egal ca lumea rău de tot. O să fie... Valentin, mersi frumos de follow și toată lumea care e pe TikTok acolo. Păi dați și voi un follow acolo, băieți, un follow și o inimioară de aia de sus de aici. Puteți să faceți treaba asta. Uite, ne mai trebuie 19k tap-tapuri ca să facem 500k. Cel mai top live de până acum al meu, am mai povestit eu de treaba asta. Foarte mare aglomerație acolo pe... E sigur că... Nu, de zonă, ce să faci? Păi da, ce ziceam, cripto? Ăsta e PUBG-ul, bro? Cu punctele de placement? Doar să nu fie date? Nu se calculează cu punctele de placement. Zonă și uneori creier și toate cele. Că poți să-ți faci zona cât de cât, unde-ți permite. Unde-ți permite timpul și așa, poți să-ți faci zona. Timingurile, să nu prinzi niște timinguri de alea super nașpa. Bă, dați și voi un like acolo, frate, și pe YouTube. Că ne facem 120 de like-uri și acolo. Eu așa zic, eu așa zic. Pentru că nu se pun punctele de placement pe partea dreaptă a ecranului, pe statistică, până când nu echipa este eliminată. Și dacă mă, de ce nu mi-a pare mie? N-au cum să-i adauge. Aia zic, Ionuț, aia zic. 31 apare și acolo. De asta. Le-a dat la ambele echipe gen punctajul și la celălalt a dat diferența, gen, zic eu. A, punctajul minim de locul 2 ca și da, cum? Da, exact, exact. A, ok. Deci cu punctele... Să fie cu 10 grețe de data asta, dar ajută. Pum. A, ok, deci punctele... Gata. Minime de placement se adaugă automat, iar apoi se scad... Caut echipă după ligă. De ce, mă, frate, mă? De ce n-ai încredere în echipa cu care joci acum? De ce? Aveți încredere, mă, stați acolo. Am venit și aici. Aia zic. Amă, uite, măcar acum văd că cheamă Alexandra. Să nu mai zic Adrianca, măcar văd că zic și eu acum pe Alexandra. Sau Alexa. Sau Ale, cum vrei tu, că arde Alianca, e prea lung. Încă mai sunt butane, mai sunt 5 meciuri. Pam. Pam. Mamă, mă gândeam de făcut la urmăritor de azi de n-are rost. Băi, adevărat. Chiar că nu mai știu să număr la câți urmăritori am făcut azi pe live pe TikTok. 1600 de da. Meci. Bine. Codex, 1570 de meci, doar cu 4 kg. Uite și la Foromanian Boys care au ieșit pe echipa. Au tras o leacă băieții. Și Forelbeu și Codexul au tras, dar au fugit kill-urile. 1300 de meci. Da. Numele de familie. Știu. Te cred că Ardelean nu ține numele, dar mă refer că e foarte lung. Și așa mai bine zic Ale, că e mai simplu, știi? Zic eu, mersi Ale. Decât să zic mulțumesc Ardelean, ca până... Ai înțeles tu ideea. Nu suntem acolo? Băi, sunteți și voi, dar nu știu... Crețule... Pe undeva pe aici sunteți și voi, că au ei pozele și nu pot să văd unde e tagul vostru cu OPO. Pentru
Merge. Păi gata, așa rămâne. Ale rămâne. Faraonul aia a dat joined. Am și eu faraon de 6 acum, frate. Am faraon de 6. Stăteam și mă gândeam că am 8000 de UC-uri. Stăteam și mă gândeam dacă să bag alea 8000 de UC-uri, să iau leu sau să o dau la costumul altul și ghiște. Nu o să fac treaba asta. O să fac alea 9000 de UC-uri să le bag tot aici. Tot aici pentru că mi-ar părea rău. Măcar mai fac rost de niște puncte de alea, mai cumpăr niște materiale de alea și păstrez pentru faraon 7 în timp. În timp poate mă ajută Dumnezeu să-l fac și de, și de 7 faraonul. Nu puteam să pun asalt, îmi pare rău. Bă, bro. Nu la infernal, mergem pus în unitatea asta. Păi, dar de ce, mă? De ce se mișcă, s-ar mișca așa de greu, pascule? Și 8 pe ultima? Da. 8 pe să fie. Alinus cu timp. Very OP? Nu, eu, spre exemplu, eu mai aveam păstrate de, adică de data trecută, de... De la faraon aveam păstrate de alea, că eu de la faraon de pe acum 3 ani de când a apărut, eu n-am mai dat la costume. De atunci le aveam păstrate. Am și vreo, nu știu, am și multe materiale păstrate acolo pe dreapta. Mai devreme Neidu și-l scutea pe Robi, dacă nu mă înșel. Aici Royal cum a primit Nocu. Mamă. Ionuț. Ia stați două secunde să mai pun niște apă. Nu știu ce... Tararam, pam, pam, pam. Era mai departe asta. O să fie grupa galbenă. Urmează grupa galbenă. Momentan mai avem un... Dar chiar pe-n grupa galbenă pe cine avem? Cunoaștem pe cineva pe-n galben pe acolo? Care urmează grupa galbenă? Am, trebuie să mai stau o leacă în picioare, frate, că mi-au amorțit picioarele rău de tot, trebuie să fac niște exerciții, niște flotări, niște de-astea. E greu. Trei puncte bune pentru ele. Uite aici, frate, tricou, covriș de Buzău. Da? Am vreo 3 bucăți de-astea, nu? Că ne-am bat. A trezit pisica. Nu știu. Nu mă băgăm în joc. Mai bine. Ale, așa se rămâne. A, s-a trezit, a făcut un pas, s-a pus pe burtă. Bă, pisica mea cred că e singura nație de pisică, frate. Mă rog, am mai văzut poze. Se întinde cu lăbuțele din față așa și cu alea din spate, băi, paralel cu corpul. Adică nu le ține într-o parte. Le ține așa, de colo până acolo, le întinde pe alea în față și pe alea în spate, așa, drept. Nu știu cum naiba poate să stea. Vă auziți în silabe? N-ar trebui. Îți trebuie poză cu echipele? Da, se vezi, te rog. Dă-mi. Zi-mi unde-mi dai și dă-mi pozele. Da, cred că mi le dai pe, cred că pe Insta mi le dă. A, da, aș putea, stai mă, să le văd și eu pe TikTok, să ai așa, pe Discord, doamne, ce terminat. Cel mai probabil. Poți să încerci să ieși și să intri. Deci aici... Poate să audă mai ok. Mai face figur TikTok-ul ăsta, mai ales de la TikTok Live Studio. Oh, și top 5 fragă? Din meciul 3, Flavius 7 kill-uri, overlay cu 5... Lobby cu 4, Robi cu 3 și 3 pentru Seba. Da. Unde mă? Listă sloturi, mă, gata. A, Pancu, uite Pancu, Nord, a, sfetele din Nord. Din North Face. Immortality Gentleman, probabil gen. Rock Crazy, One for All, New Genesis. Urevo. Assault. Una, excuse me, da, de aici știu, excuse me, assault, Nortul și Pancu, atât. Adică o să fie mai slăbuță grupa asta, o să fie un pic mai slăbuță, părerea mea. Dup joc în 3, Duke Kick. Stai că am văzut ceva din aur, stați așa că am văzut o chestie din aur, mă jur. Chiar pe chat. Aoleo, încă n-am terminat primul pahar.
Ce facem? Eu le-am terminat pe toate, nu știu cum. Sunt privat de nicotină. Asta 4 meciuri. Stai așa, deci ideea care e, dacă în cazul în care dau start în 3... Hai că... Ai văzut Sevrajul ăla fumat vreodată? A întrebat Diu de ce am luat kick, după aia i-a zis Ramona să nu scrie pe chat. Ai zis el serios, da, da. El, Diu a zis că a scris pe chat să verifice dacă e în room, ca să nu cumva să-l fi scos, că am mai avut și eu... Am avut și eu baguri de genul ăsta să apară în room, dar eu de fapt să nu fiu în room, să fiu în lobby, dar mie să-mi apară în room și lor să nu le apară că nu sunt gen. Așa și probabil de asta i-au dat kick. 2 parcă. Bine, pa da, 31 de puncte. Deci niciun punct n-au reușit meciul ăsta? Da, plus că da. Scrie pe clasament plus 0 puncte meciul ăsta. Ce rău e și Dion. Ce rău e și ăsta, mă. Dacă aveți ceva cu noi, nu mai căutați așa, ziceți-ne direct, dacă nu, lăsați-ne să jucăm. Ce rău ești, Diu. De asta spuneam că... Ia, mă. Orelbeu 35, 32, prea contează, cred că... Pro 31. Prima zi? Nu neapărat că prima zi. Doar? What the fuck? Nu știu, aveam impresia că aveam mai mult, ori nu era bun clasamentul ăla, ori nu știu. Cred că undeva pe locul 12, 13... Salve, Craibes! Salut! Un win cu 14 kg? S-a calificat, da, 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 Nexus-ul s-a calificat pe locul întâi, mă, în primele două zile, lejer. Și uite-te ce nume mai avem pe locul 9, 10, 11, 12 și așa mai departe. Da, Rozavlea e pe 15 cu 3 puncte, Big Baby e pe 10 cu 13 puncte. Bă, Baby, trebuie să-și revină un pic, băieți, trebuie să-și dea un restart, Baby, Codex. Trebuie să-și dea și ei un restart. În jur de 20 de puncte, adică au nevoie de 2 meciuri bune. Pentru a intra în top în momentul ăsta. Cine zici că ia locul 1 de aici? Băi, nu știu, cam din echipele astea, 4RB, Dope, Bro, Baby, Codex, deși sunt pe cealaltă parte a clasamentului. Da, e 12 ore de muncă. Băi, vă cred, eu nu zic nu, vă cred, adică și eu dacă mă crezi pe mine, pot să zic că e o regulă, un pic aiurea treaba asta cu... Kiku, că a scris în chat, putea să-l avertizeze sau să-l atenționeze, bă, nu mai scrie sau ceva, știi? Na, mă rog, nu mă bag eu, nu-i turneul meu, nu e nimic în care pot să-mi dau eu cu... Pot să-mi dau cu părerea din exterior, cum puteți să faceți și voi. Mai avem încă un minut? Da. Uite, Bubăruo e la 4 puncte de locul 1. Ce mai joci? Că tu jucai acolo, Forță Fran. Băi, jucam și o să mă joc, o să mă reapuc iarăși. Dar după ce se termină asta, când aici mai facem un live, mai dăm niște meciuri să ne mai antrenăm și noi. Mai deschidem niște cutii pe la Faraon, pe la alea, dar cred că deschidem mâine, că astăzi deja s-au deschis prea multe azi. Mâine poate deschidem pe la mine, poate deschidem, că zicea și Zoom că vrea să mai bage ceva. Poate deschidem și la el pentru câte echipe trec mai departe. Băi, mai departe trec 4 echipe din astea și restul se duc până lower bracket sau ceva, lower bracket. Poate mai urm ceva. Mâine poate. Ale. Acum crede-mă că după meciul ăsta o să fiu... Gata. Asta ar trebui să fie ultimul meci, nu? Mamă, ruta avionului, cam nașpa ruta asta, sincer să fiu. Pe ce canal e live, Crețu? Ei sunt live pe canalul PUBG Mobile Romania... Romanian Competition, PMRC. Scrie pe MRC Liga României live sau ceva, PUBG Mobile Romanian Competition și îi găsești 100%. Dorin cu Redox s-au plecat în altă echipă. Da, 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 Dorin cu Redox s-au plecat în Titan Gaming. Doar pe durata PMSL-ului pe Nord America. Bă, Adi, nu-i frumos, bro, fără injurii sau așa, că trebuie să rezolvăm toate problemele cu calm și așa, dacă se poate. Elev cu Mâncărlea. Da,
Dar tu unde lucrezi exact? Mâncare la ce? Că nu, bă, nu mai funcționează rotițele ca lumea ca să poți să... Hai să-l vedem pe Lawrence. Hai să-l vedem pe Lawrence acum. A, dă un cuțit. A, da, cu cuțitul. Dă-i bă și lui armă. Are armă, are Uzi, parcă. Mamă, bun Nado ăla, bun Nado. Adrian, bă, nu pot să-mi dau, bro, cu părerea că nu știu exact regulile cum au fost puse de la început și tot. De-aia nu pot să... Pleacă first blood-ul. Primul sânge se dă. Dar organizația da, e aceeași, dar nu mai sunt aceiași playeri. Sunt alții... Mereu au fost așa. Să știi că... Ruta sud, prima zonă nord. Ruta nord, zona de bază. Da, aici joacă numai români, aici joacă numai și numai români. Uuu, iarăși third party-ul. Hai că fug pe Micmoc. Du-te, Cosminel, du-te, bro. Unde vrei tu? Stand-off, nu mai joc stand-off, nu mai joc drog. Deci? 2 ore și au venit cu 300 înainte să închidem. Aoleu, mamă. Urât, urât așa. Și a stat peste program sau ce? Ia cine mai e aici, mă? OP-ul, din nou, RS-ul și pe partea cealaltă NF-ul. Nu stă rău, NF-ul vedeți că stă bine. Not found-ul. Mamă, iar Royal dă un loc acolo pe Frozen. Bine, își dat de Scarix. De ce joacă Dorin și Redox pe America? Pentru că au fost luați acolo. Nu se destramă, s-au dus acolo ca și playeri împrumutați, atât. Nu, no, Rauli, că te aminți, bro, cine ți-a zis că eu sunt în armată, te aminți, frate. În zona aia de ferii, cred că al doilea kill confirmat pentru 4 minion boys. Yo, la salubritate, glovă, da, asta fac. E prima competiție pe România? Nu, au mai fost competiții de genul, Adică noi avem, mă rog, de obicei să avem multe turnee în România, doar că nu sunt atât de mari, de 1000 de euro cum e asta. Mai sunt turnee de 2, 3, 4, 500 de euro. Știu că și cei din Punk organizează turneu și cei din Non am văzut că organizează cu cineva turneu de vreo 500 de euro. Foarte bine, Spike-ule, foarte bine, bradere. Ai citit pe TikTok? Pe TikTok n-am citit. Nu e adevărat, mă. Ale, cine te-a... Și cum naiba, mamă, cum să zici aseară că eu cu Fetache am intrat azi dimineață pe live, frate? Azi dimineață, am venit de la muncă azi dimineață la 9:30, îmi făceam o văzu în bucătărie și eram cu ăsta pe TikTok. Azi dimineață, nu aseară. Hai, ca aseară. Ia, mamă, Rozu pe centru zonei acolo, mamă, două pupă bază și unde s-a dat zona acum? N-ar mai avea zona acum pe Stalber. Eu? A, numai tu, stai liniștită. Trebuie să reintre în meci. În calificare. Jucăm și noi ăștia din Dobby Junior. Foarte bine, Adrian, de asta zic că sunt foarte multe turnee. Unde puteți să, acolo vă antrenați și așa vă testați skill-urile. Nu, bă, probabil aveau nevoie de ceva fragger, poate IGL aveau deja în Titan și au vrut doi fragger foarte buni, știi? De-aia i-au luat. Nu știu pe exact ce s-a întâmplat, i-au vrut pe ei, probabil. Ei s-au dus. Sau poate i-au vrut pe alții și n-au vrut și s-au dus ei doi, n-avem de unde să știm. Unde se găsesc aceste turnee, eu n-am niciodată. Păi vezi, Destroyer, nu știu de cât timp joci tu PUBG, bro, dar sunt... Cum le zicem, mă? Sunt oameni care se ocupă strict de treaba asta, care să îți caute tu manageri, care să-ți găsească turnee, să te bagi la tot felul de scrimuri, chestii. Joc din sezonul 2. Păi și cum naiba să nu știi că există așa ceva, că dacă dau acum 3 mesaje, umplu de turnee și chestii. Și nu numai la noi pe România, pe Europa și pe peste tot. Nu știu, chat-ul pe TikTok e super, cum să zic eu, amuzant spre Crețu, să zicem așa. Nu-i nici hei, dar e ușoară Caterinca așa. Dar n-am un prieten. Lasă că ai timp să-ți faci. Nu ai timpul pierdut. Depinde ce vrei să faci. Te duc în America? Nu o să duc.
Momentan joacă qualifier-ul online, din ce știu. Aia zic, aia zic, 404 not found acolo foarte aproape de RS. Mai pleacă. Ia mă, ce se bate aici? Se bate RS în continuare cu FNF-ul. Bă, ce se aude? Ce se aude, mă? Sergiu Lica, mersi frumos de 2 euro, bacșiș. Nu știam ce s-a auzit, bă, m-am speriat. Te pup, băi, nebun, le mersi mult de tot, de super cea. M-a luat pe surprindere, frate. M-a luat pe surprindere rău de tot. Ii să dau eu ăsta mai așa și să... Type. Păreau ca o poziție mai bună, doar că cred că au întârziat pușul ăsta destul de mult și s-au dat între timp revive-urile, s-au dat între timp revive-urile. Da, gata mă, gata, mi-a apărut acum. Băi, Sergiulică, mersi frumos de donație, bro, mersi mult de tot. A, da mă, Sergiulică, donație, pă, până la mă, până, cum îi zice, până type stream. Știam eu ce s-aude. Te pup, bro, mersi frumos. Nu știu, OP-ul mă aștept să joace mai bine mâine totuși. Și cred că ar fi făcut o diferență dacă s-ar fi jucat și Miro. Parte iar aici. Dar din păcate nu se poate. Gata, am pus iar. Ăsta e ultimul meci. Nu, da, ăsta este ultimul meci. Acesta este ultimul meci. Avem fight acolo între Baby cu cine? Că avem Baby cu cineva acolo. Folly, Finish și el cu Baby. Baby cu Codex se bat în stânga acolo în marginea zonei. Pur și simplu i-am analizat în meciurile astea. Ok, ok. În cazul în care sunteți curioși și nu știți unde e linkul de donații de la TypeStream, cei care sunteți pe TikTok avem linkul de donații în bio și de pe YouTube îl avem în descriere. Simplu. Hai să vedem pe papi acum. 4 versus câți player mai sunt sau nu mai e nimeni aici? Ah, mai e cineva din RS acolo, mult în spate. Cam liberă mapa. Băi, da, cam liberă. Toată lumea se bate, dar nu știu unde. Mulți până afară. Uite cât sunt în afară. Două echipe pe Milta, una pe pod la Novo, două în stânga pe podul celălalt. Se bat mult în afara zonei. A evitat la limit, am putea spune. Pare că nu, nici măcar nu încearcă să se retragă. Adică ce fel de manager? Manager e un player, mă rog, un player, un om pe care îl plătești ca să-ți înscrie echipa la diferite turnee și chestii de genul. Și zilnic, în funcție de managerul pe care îl iei, zilnic te bagă la turnee, la ora 5, la ora 8, la ora 12, ai tot timpul ce face, dar să ai o echipă, să ai o echipă. S-a dat info acum, are cap. Așa s-a dat info. Oh, bine Costele, bravo Costele. Ai double kill-ul, te simt Costele. Nu, ai coborât jos. Bine Costel aici. Bravo Costel. Papi și Costel. Echipă și timp, asta clar, nu mai pun în calcul, că am zis. Mai mult de jumătate. Timp, neapărat. Mai rămâne să-mi fac o echipă. Asta e partea cea mai grea. Antonio, mersi de follow, frate. Mersi mult de tot. Așa. Băi, băieți. Nu vă rog altceva decât, uite, acum spre final, care sunteți pe TikTok acolo. Băi, dați un tap-tap de la, faceți un sacrificiu să facem 500k, bă, să știu că măcar live-ul ăsta, bă, a fost top, n-avem ce să... Muriți, vă zic sincer, eu am murit. Top vreau să fie live-ul ăsta. Și mai avem nu mult cât să facem 500k. Mă omori. Da drumul la tap-tap-ul, gata, așa mă, Ale, mă, așa. S-au dat 10 euro pe TypeStream acolo de la frățiorul nostru, Sergiu. Te pup, brother, mersi mult de tot și banii ăștia se strâng acolo pentru Faraon în continuare, poate. Vreau să plecăm cu Faraonul pe 7. Ăla facem. Ca să știți, Crețu e mai concentrat pe YouTube, eu sunt mai concentrat pe TikTok, pentru că pe TikTok este Crețu mai mult luat la mișto. Da, tot de prietenii mei. Ce-a slăbit Imperiu, băi, zic Dexter, puțin mai devreme că spufos, e turbat. Are dragi pe el. Cât avem acolo, mă? 485, 486 aproape. Mamă, facem 500k tap-tap-uri, frate, pe TikTok. Aproape 500k tap-tap-uri. Suntem... Bă, dacă cumva să citești pe fața mea că nu mai e putere, nu mai e putere. Nu mai e vlagă, nu mai e. Pe 10 ore. Sergiulică, mersi mult de tot. Mersi frumos acolo de donațiile pentru Super Chat, bro.
Bă, Doamne, pe super. Ai înțeles tu, pe în type stream ăla. Mersi mult de tot. Cristina, îți mulțumesc și ție de TikTok-uri. Apreciez, mersi frumos. Trage lupul aici, periculos după FRB. Cred că îl pușează acum băieții, că nu... Nu se merită la 7. Bă, nu mai ziceți că nu se merită, că e frumos rău de tot. Mie îmi place. E frumos tare. Black și Diu este joacă pe contul, e greu. A plecat Reidola, s-a dus. Da, stai. Pe live la Red. Bă, pe da nu. Așa e frumos, băi, crypto. Le bagi după live? Băi, sper să le bag după live, dacă nu... Da, eu încerc. În cazul în care nu le și nimeni de ce termin live, o să le bag mâine. Nu rămâne nimeni, vă garantez că nu rămâne nimeni fără bani. Asta vă garantez că nu rămâne nimeni fără UC-uri. Doar că sper să nu mor, că am 10 ore de live, bro. Cred că mă înțelege și Rareș, mă înțelege și Andra și celălalt care era. Înțeleg 100% că... Delay de o zi nu-i sfârșit de lume. Mersi frumos, Rafael, mersi frumos de 10 trandafiri, bro, mersi. Ultimul meci, da, stai ultimul meci. BBRO-ul care ține dopul. Mamă, frate, uite unde stau, în afara zonei, bă. Mamă. Posibil cheme să fi văzut ceva acolo, posibil să fi văzut băieții ceva de la mașini. Dar bro, să stea atâta timp pe pod, bă? Să stea bro atâta timp pe pod, că uite că dă zona. Deci zona dă ceva damage. Deci chiar dă ceva damage zona. Ah, da, stai, Shadow era. Corect, bine pa Shadow. Corect. A dat-o, mă! A dat-o, bă, Spike, acum la final. Mersi, băi, Spike-ule, frate, a plecat, mă. A plecat și lebăduța aia, mă. Din respect, te pup, băi nebunule, și mersi mult de tot. Mersi mult de tot. Rău. Mamă, deci e bine că nu se bat încă, e bine că nu se bat. Bă, dar nu pleacă, bă, uitați-vă unde e zona, bă, bro, chiar nu vrea să plece, frate? Chiar nu vor să plece, frate, bro, deloc, de acolo, să intre în zonă, să-și caute zona. Să-și ia info pentru următoarea zonă. Pentru că uite unde e zona. În următoarele 3 minute toate compoundurile din zonă o să fie ocupate. Uitați-vă că toată partea de nord e în rotație. Savage mașini, Royal, Codex mașini, Baby, Gods, Shut Up, Royal, toată lumea. Uite, OP-ul, Bine Pau, toată lumea e în rotație și sunt în zonă. De la Ligi sunt două case. Alea unde sunt gradul, cred. Nu știu motivul pentru care stau acolo, că stau de ceva, poate au văzut, poate le-au văzut mașinile și au zis că, bă, trebuie să vină. Ce ar fi zis? Trebuie să vină. Și măcar au pierdut atâta timp, măcar să pierdă timpul pentru ceva. Ce fac? Bine, pa? Nu, Arinuș, nu, bro. Aute, Big Baby. Haide. Ți-a mai dat un hit, foarte bine. Bun, bine să ție. Dar trebuie să aibă grijă băban cu gloanțele, că nu prea mai are foarte, foarte multe. Da. Și băieți, toată lumea care e pe TikTok aici, un follow aici, un follow la cine e pe locul 1 și 2. Cine e pe locul 1 și 2, dați un follow acolo. Probabil Spike și nu știu cu cine. Mersi mult de tot, Spike-ule. Mersi frumos, bro. Băban are scopul mega, dar a făcut switch-ul ca să tragă după mașină mai ușor. TH-ul, face un kill acolo pe Shut Up. Ești TH-ul un 3 player match ăsta. Și totuși în zonă. Pum, ce s-a auzit? Mamă, mersi frumos de 12 trandafiri. Nu mi-apare numele, dar mersi mult. Stai să apăs eu pe ceva. Așa, mă. Da, sunt curios la rost cu Codex, dacă o să se întâmple de vreme acel fight. Și ce shift vine. Ce mai important. Royal e destul de departe acolo de Roscoe, deși cred că ar trebui să vadă mașinile, dar nu știu dacă se randează playerii. Cred că au 1, 2, 3, 4 sute și așa. Ia mă, ia să vedem cum mai arată zona acum. Rozu aproape de Codex. Nu stă rău.
Vedeți că stau binișor rozul, dar o să fie problemă dacă Royalul le vine pe plajă. Că s-ar putea să-i vadă, s-ar putea să-i vadă pe Rigiola acolo dacă le vine în spate celor din roz. Nu e chiar așa. Cu UC-urile rămase, nu coșmar, mâine o să deschid. Mâine cu UC-urile rămase o să dăm mâine la X-Suite-ul ăla. Mâine o să continuăm. Tot avem UC-urile alea acolo, poate ușor mai luăm acolo niște materiale să fie. Când mai facem rost de niște bănuți, mai continuăm la Faraon. Că alte costume nu vreau, deci pentru alt costum... Nu, chiar nu. Băi, Spike-ule, stai nebun, mă, frate. Florine, mersi de veverițe. Spike-ule, respect, bro, mersi frumos de superpower-ul ăla. El vrea să-și bată joc de orice goluleț pe care îl pun. Am ajuns pe 41 în top. Bine, ghetule! Mamă, 2 secunde n-am fost atent și... I-a leșinat, bravo, bă. Bravo. Mamă, bine să ieși, ghet cu Marlow. Aia zic, mă. Aia zic. Bine-s pentru Codex. 30 ceva de puncte. Băi, e strâns. N-am ce zice. E strâns. Ce shift de zonă. Bă, te pup, Spike-ule. Te pup, brother. Toată lumea să-i dea un follow lui Spike. Ați înțeles ce am vrut să zic de la bun început. Înțeleg cine să bate aici. Gods cu... Gods cu Codex acum. Mamă, Chies pe singur acolo și uite-l pe Ghet cu Marlow. Mamă, Marlow dat knock de Vama cu S12. Mamă, și el dat knock la rândul lui. Mamă, și mai e Tiki acolo în spate. Mai e Tiki acolo în spate și Codex-ul e eliminat de Godz. Foarte bine, Godz-ul i-a scos aici pe Codex. Cu un singur knock reușit. Oh, și uite Savage-ul unde intră. Sau mai dorm și tu? Stai mă. Acolo și încearcă să-l calce cu spatele pe Tiki. Da, mă, nu se vede, mă, frate, mă. Nu dor, frate, nu dor, că trebuie să termin turneul ăsta. Trebuie să termin turneul ăsta, că nu stăm așa degeaba aici, nebun. Trebuie să terminăm și noi de urmărit turneul ăsta aici. Unii către lobby, dar nu ajunge, puțin cam departe. O să fie greu pentru Gat să mai plece din zona aia. Eu nu ți-le mersi de panteră, frate. Apreciez, mersi mult de tot. Asta mă, că așa. Urmează ca după ăsta să pindem și noi, da. Royal acolo vine cu un ochi, 40 de puncte în momentul de față pentru Foromania. Bam, deci cine avem aici? Royalo. Bă, cine e acolo? Ia stai așa, că aici la case e Godz, dar în spate acolo e Baby. A intrat dope în zonă? Mamă, de unde erau să intre în zonă? Bun. Hai să vedem push-ul ăsta de la Royal. Bă, ar putea să-i prindă urât rău de tot pe Godz aici. Ar putea să-i prindă foarte urât pe Godz. Dar nu bagă nade-urile alea bine deloc. Mamă, s-a dus primul nade. Și al doilea la Costi. Deși Banks și Costi și mai rămâne în spate Vama. Hai să vedem nade-ul. Nu, nade-ul lui Vama. Îl dă knock pe hit. Vama primește un nade în spatele lui. Mamă, bine Vama, cum că unul și rămâne 1v1 versus Zisune. Și îl bate Zisune cu S12K, mă, frumos. Bine și Vama acolo, dar bine și Royal. Și ambele echipe s-au descurcat extraordinar de bine cu nade-urile. Bine-s. Mamă, bro, sunt acolo sub bridge. Baby îi ține, Denis eliminat, Denis a și dat exit, a dat și disconnect din joc. Dop în dreapta, for Romanian man, tot în dreapta, puțin cam grea poziția celor de la Bubro. Sincer. Mamă, încă 7k tap-tapuri, băieți, încă 7k și facem 500.000 de tap-tapuri. Băi, 500.000, suntem altceva. Bine, Baban, bravo, frumos a tras aici. Oh, și ce bine aici. E bine și Flavio acolo, dublaj, frumos. Să vedem pe Arabau dă nu pe Deagle. Îl pușează în spate King și King îl elimină. Rămân doi player și un om knock din bro. Foarte bine, bro, 3 kill-uri aici și l-au pierdut doar pe killer, atât. Evoluția superbă. Au prins bun timing aici, bro, mai ales când...
când aveau și Noc aici. Da, unde e dupul că e în doi oameni? Black îl bate pe Royal, undeva e unde îl dă Noc pe Royal. Mamă, ultimele 9 echipe, băieți, ultimele 9 echipe. ORB-ul, care au 7 kill-uri acum, Bro cu 3, Dope 0, dar sunt în 2 oameni, Savage full squad cu un kill, RS1, Royal în 4, OP în 4 și Shut Up 3. Niște H1. Singurele echipe full squad, Savage, Royal și OP. Da, păi îți dai seama, Florine, că nu ies până nu să fac, bro, 500k. Îmi dau singur, intru pe telefon și îmi mai dau singur 5k până fac 500, ești nebun? Opa, opa, au dat cu capul un copac. Iau tălbă, Scarix, mă, 0 kill-uri, mă. Lawrence, 3, Royal, 4, Scarix, 0. Pa, bă, Scarix, mă. Ai vrut să-i lași ca meciul trecut, a? Să joace, păi, ai vrut să-i lași pe ei să joace. O să mă uit, panic, o să mă uit, dar am multe mesaje pe Insta acum, mai ales cu clanul, cu toate cele. E o să fie nebunie, până mâine nebunie o să fie. Sneaky picky like. Placement garantat în apă. Exact, exact, exact. Gabriel îl bate pe Lauren, Scarix, în sfârșit, Noc acolo, bă, bravo. King îl bate pe Wave, îi dă și finish. Flavius îl bate pe Michael, Scarix, bătut de zonă. A, uite-l pe Tudor, uitați-l pe Tudor, e acolo în apă, exact pe la stâncile alea. E în apă pe la stâncile alea. La Royal? Oh, Royal vine cu Noc și rămâne cu hit. 1v1. Pleacă nade-ul de la hit către... Când și noi, foarte bine, așa vreau, așa vreau de la voi. Și e bun. Uite, încă 3k, 2k și un pic. Mamă, s-a confirmat kill-ul acolo, s-a confirmat kill-ul pe Royal. Mamă, deci fără RB-ul a fost eliminat? Da. Sau n-am văzut bine? Cea mai mare acțiune în momentul de față e în apă. Mamă, Savage-ul, Savage-ul, vedeți că Savage-ul are 24 de puncte acum, sau așa, mi-apare mie acolo. Puh. Dacă va fi momentul, nu știu. Ar fi bine să nu la bălăceală. S-au încins prea tare meciurile astea și s-au răcorit puțin. Se răcoresc da. Acum, de fapt. Oricum sunt doar două locuri în care poți să ieși în apă. Așa. Mamă, sunt puține echipe full squad. OP-ul și Savage-ul. Că... Uite, și OP-ul. Și OP-ul poate să facă ceva. Zi, bă, bujoare. De ce, mă, frate, mă? Ce-a făcut Scarix, mă, meciul ăsta, mă? Ce-a făcut Scarix, mă, Royale, mă? Răzvi îl bate pe hit din... La un punct diferență de placement. Din Royal. Savage-ul pușează la case la OP? Mamă, ce poziție ține OP-ul? Doi player la case, unii în spate. No-name dat Noc. Răzvi pregătește un nade acum la Zero. Bun nade-ul. Sau... Ba nu, de la Zeric, scuze. Oh, a tras bine aici pe geam. Mamă, niciun hit nu i-au dat, nu i-au dat niciun hit lui Zeric. Dar îl împinge zona aici. Mamă, ce bine a tras, bravo, frumos a tras băiatul ăla. N-am apucat să-i văd. Papi, cred? A, ba nu, Costel. Papi și Costel, eu v-am zis că o să mai auzim de Papi și Costel. 500k tap-tap-uri pe TikTok acolo, bă, băi, mersi mult de tot, băieți. Aia zic, mă. Primul meu live din viața mea cu 500.000 de tap-tap-uri pe TikTok. Respect tuturor, băieți. Aia zic, mă, Spike-ule, mersi de confeti, bro. Cristina, mersi frumos de trandafiri și TikTok-uri. Mamă, și l-au prins. OP-ul, 9 kill-uri pentru OP, bravo. Bă, frumos OP-ul pe final. Băi, ar avea potențial, OP-ul chiar ar avea potențial un pic. Tu doar pregătești un nade acolo, cred că pentru King, sau? Oh, l-a dat mult în spate. Are șanse la top 4 ăla nebun. Kings exact, acolo cu Tudor. Exact ce ziceam de la o echipă sub top 8. Mamă, l-a dat mult în spate nade-ul ăla, că dacă îl băga pe King acolo... Flaviu Sandu, salutare, bro, salut. Către King, nu se așteaptă 3 secunde, 2 secunde, pleacă nade-ul. Oh. Aoleu, mai aproape. Și nici n-are cum să-și dea de viață, trebuie să iasă fix la Tudor. Sau pe partea stângă, la celălalt aici. Mamă, cumva îi face și bait King, că Tudor îl vede cu siguranță sub el. Te atași pe ăla din 5TH lângă el. Poate să facă... Te fac, mă, peștișorii ăștia aici. Uite zona că-i scoate. Mamă, îi pinge pe OP, pe bro. Bă, băiatule, uite-l pe Tudor că prinde deja top 4.
Și s-ar putea să-l prindă și pe Papi. Tudor sare înapoi, iese Papi. Îl bate, mă, și pe Papi. Îl și confirmă, nu știu dacă îl confirmă și pe King. Nu, pe King l-a bătut zona. L-a confirmat numai pe Papi. Prinde top 4, prinde top 4. Nu știu de ce au sărit din OP în apă, frate, ori din greșeală. Ori au sărit din greșeală, ori nu dau seama. Au pierdut OP-ul aici din cauza că au sărit cu playerii în apă, frate, nu-mi dau seama. Eu cel mai probabil cred că au căzut, că nu pot să cred că au sărit ei așa de nebuni. Sincer. 4 jucători, 4 echipe picioare. Cine știe? Exact. Fuck Timmy, bă, chiar că... A, era, s-a făcut ceva frumos acolo în apă. Da, 2% și de ce s-a auzit acolo? O panteroță de la Ionuț. Mersi, brodere, mersi frumos. Au sărit în apă asta. Am zis că pentru mâine rezolvăm și cu... O, a tras bine Costel. Trage bine Costel, dar îl bate de lir. Păi bine, e bine că prinde acum top 3. Bine că prinde top 3, Tudor. Sau top 2 dacă se bate Flavius cu Delir. Dacă se bate acum Flavius cu Delir, are șansă Tudor să prindă top 2. De asta ziceam că buburul în care... Și pușează Flavius? Pușează Flavius, acum încarcă MG-ul. Și îl pușează pe Delir. Și îl bate, mă, Flavius pe Delir. Bro versus Dope. Acum pe final și Tudor nu cred că mai are nicio șansă. Nu cred că mai are Tudor nicio șansă să iasă de acolo. Îl împinge zona, îl împinge, gata, s-a atât a fost. Îl vede pe Tudor, dar nu vrea el. Nu, îl vede că e colțul de la stâncă. Ăla de la baterie. Bă, urât acolo. Bravo, oricum, bă, OP-ul a jucat-o binișor. Problema a fost la OP că au sărit cu playerii a jos acolo și nu știu de ce au căzut în apă. Aveau șansă, OP-ul putea să câștige meciul ăsta lejer putea să-l câștige. Și aici Dope n-a mai avut nicio șansă, Tudor n-avea cum să urce, a scos extraordinar. Ce a reușit Tudor acum, a făcut cheme în primul meci pe... A făcut cheme în primul meci pe Sunhawk. Bravo, frumos. Vedeți că sunt niște puncte foarte importante ce au făcut acum băieții. Și de la Bro și de la Dope. Sunt extraordinare punctele astea. Și gândiți-vă de unde a venit Dope-ul, că erau pe bază, ținuți mult rău de tot de Bro. Uite că... Bro a reușit să facă win din poziția de unde au fost ei acolo. 8% șansă în stropul. Căzut, frate, toți 3, mamă, urât să cazi toți 3 așa. Prodane, te pup, băi, nebunule, și mersi frumos de super chat. Mamă, nici voce nu mai am. Mersi mult de tot de super chat, Prodane, apreciez. A jucat bine, eu am zis, a jucat-o bine OP-ul. Bravo, mă. Hai să vedem și noi, stai să vedem și noi clasamentul, mă. Câte kill-uri, Buburu? 6 kill-uri. Da, 6. Băi, sunteți... Băi, astăzi n-am ce să zic, frate. Ați fost numărul 1. Deci astăzi voi ați fost numărul 1. De 2 cu 7 puncte, 16 a avut Bro-ul că au luat win-ul și au avut 6 kill-uri. Dar uite, 6 puncte făcute din placement. Easy points. Mamă, bă, live-ul ăsta o să rămână în istorie pentru mine. Deci o să rămână în istorie pentru mine. O să-mi aduc aminte, bă, live-ul care am stat 10 ore și 10 minute până acum avem, în care am făcut Faraon de 6, Faraon la de 5 și ceva la Uzec pe cont. 100.000 de, 500.000 de tap-tapuri am avut. Live și pe YouTube după, bă, de toate am făcut live-ul ăsta, jur. De toate am făcut. Overpower. Bă, bine a jucat Flavius. A jucat bine. 12 kill-uri pentru el. Deagle 6. 4 kill-uri cu 4 king. Bravo. Os. Baby, bă, da, la Baby încă n-au găsit. N-au găsit formula aia perfectă. Ceva acolo le-a lipsit lor. De ceva s-au împiedicat ei. Dar... Au timp mâine să-și revină, Baby. Au timp mâine să-și revină. Nu mai e ca la PMSL să fie echipe top. Acum e altceva. E un PMSL de ăsta românesc.
În Gods, băi, Costi, Vama și nu mai rețin, mai era un player ceva cu T. Oricum a jucat, joacă bine, frate. Și Costel a jucat bine. Răzvi a jucat bine, Papi. Pălau nu prea l-am văzut. Pălau nu prea l-am văzut așa activ. Am văzut multe faze de 1v3, 2, 1. Ca Tiki. Da, T, Căi, ceva de genul. A, și Banks, și Banks, mă, așa, mă, cum să-l uiți pe Banks, mă. Și Banks. Bun, și Neidu stă aici la lupu. A, uite-l pe Lau aici, mă, aici îl vedem pe Lau. A, asta cu camera pe el și pe aia s-a mutat. Na, mă, Ghet aici a dat bine rău, a dat bine rău de tot Ghet aici. Și l-a dublat Marlow din stânga. A dublat Marlow din stânga cu alt DBS. Băi, care mai sunteți pe TikTok acolo și poate ați uitat să dați un follow. Băi, dați acum pe butonul ăla de follow. A, bună seara. Dați acum pe butonul ăla de follow. Așa e cu lipsa de nicotină din sânge. Uitat, dar pe inimioară acolo, Lucian. Cea mă bucurie, mă, așa mă, uite caramelia, șocuiv acolo. Salut și ne pare foarte rău că n-ați participat și voi ieri și alaltă ieri la grupa albastră. I-am zis Ameliei, pare foarte rău. Bine, tot fight-ul chiar, de chiar eram curios să vă văd. Cu Bro, cu Big Baby a fost forță. A prins timing-ul foarte mult. Timing bun și-a zis cu roșii, mai puțin când am zis Big Baby. Oh, leu, abia acum a apărut, frate, super chat-ul de la Prodan. Te pun, bro, încă o dată, mersi mult. Și cu delay așa. Mamă, cum a bubuit Neidul ăla de la hit. Acum am văzut că Royale, am crezut că mai e cineva de la Furrelbe. De asta am întrebat-o atunci. Am avut impresia că mai e ceva. Mâine mini-turneu. Mă gândesc, Denis, mă gândesc ce facem mâine. Dacă nu mini-turneu, băgăm ceva rumuri cu premii. Băgăm ceva rumuri cu premii. Clar o să băgăm. Vedem ceva giveaway-uri cu follow-uri pentru pe TikTok, pe de-alea, pe Instagram. Facem noi ceva frumos. Cristina, Lucian, Gălățan. Gălătan sau Galatan, nu știu. Lucian, mersi frumos de brățărele și toate nebunile acolo. Caramelia, mersi frumos de inimioară, mersi. Am că a fost bine, mă, frate. A fost frumos rău. Din nici măcar nu eram în top, nici măcar am făcut un live pe TikTok atât săptămâna asta. Băi, și am cu live-ul de astăzi am intrat în top 41 pe România. Intrat în top 41 la gaming. Te apropii foarte Gălățan. Hai că am zis bine, am zis la un moment dat bine și treaba asta. Pe single, practic. Am zis, mersi 12 GG-uri de la Caramelia, bine-s. Bine. Ăsta a fost ultimul. Mâine mai urmează ultimele 4 meciuri din grupa asta. Ultimele 4 meciuri din grupa verde. 232 din Brazilia. Băi, da, au fost bine rău de tot OP-ul, n-am ce să zic. OP-ul 2200 damage, uite-te și tu. A fost o greșeală i-a costat meciul pe OP. OP-ul cu win-ul ăsta erau departe, vă garantez, cu win-ul ăsta. Kill-urile pe care le-ar fi făcut până la final, de la 11 cât au avut eliminați acolo, ăsta a fost ultimul meci. Da, ăsta a fost jaba ultimul meci pe ziua de azi. Mâine urmează alte 4. Tot la aceeași oră, tot la ora 9. Pentru am de toate pe mine, frate, am mâncare, am ce n-am, dracu, pe mine. Lați-vă mâță, că lasă 5 kg de păr. Am mai zis. Am bro, cu două win-uri pe final așa, fără RB-ul cu primul meci și bine Pau cu al doilea. O să fie interesant, mâine chiar o să fie interesant. Se caut ce s-a făcut lot fără 2, foarte bine, e foarte, foarte bine, nu așa. Bravo. Mâine nu o să fiu prezent pe live, deci... 47 de puncte,
Formei. Bă, o să. Hai așa că nu știu ce e, nu se vede tot. Nu o să pot fi. A, ok. De ce, mă? De ce, bă, cripto? Uite că începe să se formeze gap-ul ăla între top 4. Merge cu fana ăla, bun. Bun coșmarul, bună treaba asta. Ai gândit-o mult. Ce urât te. Bă, pisicile de principiu sunt drăgălașe. Bă, da, aia fără păr, mă. Hai să vedem clasamentul. Bro, pe locul 1, 47 de puncte. ORB-ul pe locul 2, 44. Dope foarte aproape de ei, pe locul 3, cu 39 de puncte. După aia vine Binepau cu 34. Royal Esports, 25 pe locul 5. Savage, 24. Egalitate cu Red, 24. Și cred că OP-ul e aici cu 22. Gândiți-vă OP-ul dacă ar fi câștigat meciul, că erau pe locul 5 acum, dacă ar fi câștigat și n-ar fi făcut greșeala aia, care poate la final o să-i coste greșeala din meciul ăla. Așa, Codexul 21, Gods 19, Baby 14. Băi, ceva se întâmplă la Baby, acolo, astăzi n-a fost ziua lor. Aveam un 27 puncte. Știu, Kingule, știu. A fost bine pe final, acum a fost bine rău de tot. Bravo. Tot așa și mâine să vă țineți. Să vă mențineți în top 4. Noi ne revedem mâine de la ora 21 cu... Așa. Da, la 21, cum ziceam. Oricum, să vă mențineți acolo, băieți. Să vă mențineți acolo pentru că... Bă, ați jucat frumos la final acum, nu știu de ce ați așteptat atât de mult acolo, nu-i vorba că îi așteptați pe ei, e vorba că trebuia să vă faceți zona mai repede. Ok, a fost win, dar a fost win-ul, așa, n-a fost garantat, știi? Da, la pod acolo, la pod. Așa, și, în fine, eu pot să susțin pe toată lumea și să prindă toată lumea top 4. Dacă se poate, după mine, toată lumea să plece în finală. Dar cum nu se poate, cel mai bun să câștige. Cel mai bun să câștige și să aibă win-uri, să facă meciuri bune și toate cele. Aș vrea, dar nu pot să vă mai rețin, băieți. Chiar dacă aș vrea, nu pot să vă mai rețin. Avem 10 ore și 17 minute de live. Bă, cel mai șmecher live. Cel mai șmecher live de anul ăsta. Pe departe cel mai șmecher. Și mâine o să continuăm. Mâine continuăm cu... Avem niște UC-uri, ne-au mai rămas vreo 8000 de UC-uri acolo. Poate mai facem rost de UC-uri pe contul Zoom, din ce știam că mai vrea să bage. Adică poate mai facem rost de vreun contuleț undeva unde să mai facem niște UC-uri. Mai bine era la nimeni. Cam așa. Oricum, avem mâine ce face. Mâine testăm și noi, dăm și noi niște meciuri cu Faraonul de 6 să vedem cum arată, cum trage, cum alea. Și pregătim Faraonul de 7. Așa, ușor. O leacă acum, o leacă peste o lună, o leacă peste 2, 3, tot așa. Vă pup, băieți, vă pup și băieți și fete, că avem și fete aia acum printre noi. Este ca tap-tapuri numărul 1, nu mai zic de 660 followeri plus un live, frate, toată nebunia asta. Ați fost demențial. V-am pupat, băieți, seara bună, fete, mă rog, seara bună, somn ușor, ne revedem mâine. Weekend plăcut, boys, weekend plăcut. Eu am fost Redix, v-am pupat, seara bună și acum o să mă chinui să închid toate live-urile, că atâtea porcării am pe aici de... Bailu, mă... Hai să începem cu... YouTube! A picat!